Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga în fiecare săptămână, luni, marți și vineri și când va fi cazul vom face și duminică, adică vă dau un exemplu. Se joacă, nu știu, FCSB Dinamo, da? Deci Steaua Dinamo sâmbătă seară, atunci clar la 10:30 duminică dimineață vom avea ediție specială, dar în general acestea sunt zilele cu care deja v-ați obișnuit, zilele clasice în săptămână, luni, marți, vineri de la ora 10:30, live și exclusiv pe site-ul www.fanatic.ro. La mulți ani tuturor Mariilor, tuturor celor care poartă numele de Maria, să fiți sănătoase, tot ce vă doriți și să fiți iubite, cum se spune. Și bineînțeles, oameni buni, le transmitem tuturor cu numele de Maria un la mulți ani mare, mare, mare și călduros. Bun, începem bineînțeles cu sponsorii emisiunii, fără sponsor gen. Viața e pustiu, da? Mulțumim mult Superbet, sponsorul principal al emisiunii și liderul incontestabil pe piața de gambling și pariuri din România. Și bineînțeles, mulțumim prietenului meu Jean Valvis și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care credeți-mă chiar ne-a salvat vara asta. Apa asta ne-a salvat în studio, până și aici era caldă, nu mai știam de capul nostru, nu mai vorbim ce a fost afară și înțeleg că o să revină căldură din ce am înțeles. Bun, invitați de top astăzi aici la Fanatic Superliga, așa cum v-am obișnuit, noul nostru analist din acest sezon, nu mai are nevoie de nicio prezentare, Gianni Chiriță. Salut Gianni, bine ai venit! Bună dimineața! Robert Niță, care ieri a tras chiulul motivat, a fost absent motivat, a avut treabă, nu spunem ce, treabă importantă cu persoane importante. Salut influencere, bine ai venit! Mersi de invitație. Și echilibrul, da, aici avem efervescența, șampania, da, trabucul, da, stai să vă povestesc cu Gianni, da, vă povestesc imediat cu trabucul. Așa, așa, păi cum, n-ai zis că stai 5 minute? Ce timp avem? 6. Așa, păi ne încadrăm în 6 minute. Ne încadrăm 100%. Tot timpul la noi asta cu 6 e de bază. Da, la mine cu 8. Eu sunt cu 8, da. Echilibrul aici în stânga, aici șampania, așa, și aici echilibrul, discursul echilibrat sau icrele, dacă vrei, șampanie, icre, așa. Andrei Vochin, cunoscut jurnalist și consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Salut Andrei și bine ai venit! Bună dimineața! Dacă tu ești cu 8, eu sunt cu 8 întors, care înseamnă infinit. Da? Mamă! Ce a fost asta, domnul Vochin? Echilibru. A? Echilibru. Echilibru până la infinit. Și acum umblă semnul întrebării. Acum. Da, bine, eu nu mă mai agit să văd, mă gândesc după emisiune ce am vrut să spun. Da. Intru aici, am mai înțeles, da? Intru la băieți în studio, ai înțeles? Da? Ca un lider sindical în mijlocul mulțimii, Gianni Chiriț. Uitați-vă la el, ia. Păi na. Gianni, băi frate, ce faci aici? M-ai înțeles? Așa, stau cu poporul, îmi zice așa. Și fumau un trabuc, înțeleg. Dar chiar când te-ai apucat tu cu trabucele astea? Că te tot văd. Asta, scuză-mă, asta deja e tradiție, adică e o imagine clasică la tine, este, tu cu trabucul. Fii atent, Nea Marin, cu care am filmat foarte multe emisiuni, mi-a zis, bă, trabucul acum este prelungirea degetelor tale. A zis, nu există așa ceva. Dar să știi că are o istorie în spate și o istorie destul de mișto. Și mai să și glumim că na, asta ne place. A început încă de la Dinamo. În momentul când l-am văzut pe Mister, eram la Săftica în cantonament și l-am văzut așa cum vine el în costum și în urma lui lăsa o dâră mare de fum și am zis, bă, dar ce frumos miroase și da, cum și se ce vede. Elegant e. Nu, n-ai înțeles, nu exista. Acolo pentru mine a fost etalon. Și am zis, Doamne, și vreau... stai, și avea, l-ai văzut, bine, l-ai văzut, el avea și uneori mai și lipea așa în colțul de buză, așa, știi? Avea aura aia, bă, de aristocrat. Nu există așa ceva, crede-mă. Mi-aduc aminte, arăta foarte bine, țin minte că a și mâncat vreo 3 la meciul la Foresta din Robert, te tași, cu ăla ai rămas, cu ăla o să mori. Așa, ia povestea. Serios, lasă-ne cu bilaciul ăla. Ai avut noroc că n-am jucat eu atunci, eram suspendat. Da, luați 7. Oh,
mamă, lasă-mă că am început, Roberte. Stați cu minți că ați venit mâine de la Divizia B. Ați dat un autogol. Lasă-mă, acum vorbește de Foresta. Păi de Foresta ne-a văzut. Păi ăla l-ai jucat, singurul meci pe care l-ai jucat. Le păpa, domnul singurul meci pe care l-ai jucat ăla. Păi, Gianni, ai jucat 100 și nu știu ce lume aminte, 1 și istorie. Păi care e diferența? Păi atât și ce faci cu ăsta trăiești? Da, păi uite și acum au jucat unii la echipa națională. Așa zic cu Trabzon. Stai că am avut liderul sindicat, de sindicat, că vorbea de niște jucători. Păi ăia care ai zis mai devreme, care au făcut un meci și au jucat 5 ani la echipa națională. Și asta e adevărat, păi dar lasă-l acum, ce face? Hai, gata, zi, cu ăsta te ridici cu Foresta, lasă-l. Zic cu Trabuco. Zic cu Trabuco. Și acum îmi zic. L-ai văzut pe Dinu, a? Da. Ai nebunit, a? Ți-a rămas imaginea aia. Ți-a rămas imaginea aia și zic la Masor, zic, băi, fii atent, avem antrenament, stai de pază, mă duc și fur și eu 3 Trabucuri. Și mi-a zis, Gianni, e sănătos la cap, ne dă afară pe amândoi. Și am zis, nu. Acum îl vreau. L-am urmărit când s-a dus pe teren, m-am dus în cameră, i-am furat 3 Trabucuri. Unde în cameră? În cameră la el. În camera lui m-am dus. Săftica. Avea o cutie așa frumos. Doamne, am deschis cutia, era plină de Trabucuri. I-am furat la Masoriu, era disperat, îți dai seama, la momentul ăla să intri în camera lui. Hai mister. Să zicem că ai luat cu un prumut. Nu, i-l-am furat. Da, mister mă știe. Am înțeles, ok. Nu mă gândeam că fiind Sfânta Maria, fiind astăzi. Nu, i-l-am furat. Am înțeles. Și, bă, ești corect. Sunt corect. Dar ea zice, mistific acum ce-a fără. Da, ce, oricum mă știe și mă jură. Așa. Și ai luat 3 Trabucuri. Am luat 3 Trabucuri, după antrenamentul de după amiază am plecat acasă și l-am aprins în mașină. Bine, îți dai seama că nici știam nici cum se aprinde. Mie îmi plăcea că face mult fum. Uh-huh. Dar după aia am început să citesc. Dar ce a zis masorul? Masorul ce a zis? Ce, ăla era alb la față. Ăla era alb la păi, să intri în camera lui Mister, ești nebun. Uh-huh. Era ca și cum... Dar ce zice? Gianni, ești nebun? Ne dă pe amândoi afară. Uh-huh. Cred că bine, tremura... Mai pe el. Da, pe el. Mai pe el, îți dai seama. Așa. Dar ce-ți veni, nebunule? Adică ce a fost tu pe mi-a plăcut. Mi-a plăcut efectiv imaginea aia și mirosul de trabuc. Uh-huh. Îmi place foarte mult. Și ca drept dovadă, să vorbim și serios, de 20 ceva de ani chiar fumez trabuc. Uh-huh. A, deci ai rămas. Adică am rămas, ai fost... am citit, am văzut despre a, ce... te-ai și specializat. Am fost și dominicană, am fost peste tot, le-am văzut cum să fac, uh-huh, ce trebuie să fumezi. Uh-huh. Și bă, să nu confundăm trabucul cu șmecheria. Cum o confund alții. Nu, trebuie să știi. Trebuie să fie o pasiune. Nu, asta la trebuie... tine e o plăcere. E o plăcere, da, o nu e că faci tu să... Adică nu e o poză. Asta nu, e de fapt nu, ideea, nu? Nu, ai învățat și cu umidificatorul? Cu tot până să pauzi, până să pronunț umidificator mi-a luat foarte mult timp, să da, știi. Da, adevărul că nu e așa jur, simplu. Nu e simplu. Da. Eu râd că, de exemplu, Valvis e cu Trabuc, știi? Și când a fost ziua lui anul trecut, m-am dus acolo, știi? Acolo lângă Oșo, știi că aia de Trabuc, da, știi? Acolo, în Floreasca, știi? Și bineînțeles, eu zbâtă, n-am nicio treabă, n-am treabă, nu fumez și intru acolo și zic, ce trabu ce fumează domnul Valvis. Și zice, astea de aici, da, mamă, când am văzut prețul, zic, mai bine un cadou și de nu mă, le-am luat, că știi cum e, îi duci omului cadou, îi duci tot, ce îi place, mai zice și ce alea, dar eu zic, alea, zic, am văzut unele mai așa, nu sunt alea, sigur, nu sunt alea, nu, alea, aia, era o fată acolo și le și luase de ce, ce să mai zic, am mai zis nimic. Și apropo de umidificator, cu ce? Umidificator. Crede-mă că erau legende că dacă ți-ai trabuc și le bagi în frigider, alea stau liniștite acolo și le fumezi lejer. Da, și le bagi în frigider, sunt uscate, îi da banii pe ele și la revedere și le-ai aruncat. Dar zi-mi o chestie, când te-a văzut prima oară Dinu cu trabucul, ce a zis? Nu m-a văzut, că nu m-a prins niciodată. A, niciodată? N-a știut? Nu, niciodată. Și nu fumam în public, în primul rând. Uh-huh. Niciodată. Bun, dar cum să spun, faptul că fumai când era ok, n-aveai nicio treabă, nu? Că era doar fufăiei, nu? Și în general după ce băteam pe Steaua și pe Rapid. Atunci era plăcere, nu? Atunci era, nu? Atunci eram acasă. Sărbătorei. Dădeam drumul la muzică și aprindeam cât un trabuc. Da, frumoasă poveste. Bun, Dinamo 1-0, prima victorie. Da, ia să vedem, oameni buni, clasamentul. Hai să vedem puțin clasamentul, că nu o să vă vină să credeți, dar stăteam și mă gândeam aseară, și sper că nu mă înșel, că Rapidul care se bate la titlu are 5 puncte și Dinamo e la un punct de Rapid, da, ca să ne înțelegem, da? Adică apropo de umidificator, că sunteți și voi umidificați, da, umidificator, sunteți și voi cam umidificați, mai înțeleg? Gândește-te, Dinamo e la un punct de voi, da? Bine, aici vorbim despre două echipe cu obiective total diferite. De acord, diferite, de acord, iar da, din punctul meu de vedere, Dinamo are un parcurs bun și cred că punctele astea nu sunt în conformitate cu realitatea din teren, chiar dacă ei în anumite jocuri au perioade care joacă mai slab. Dar e o echipă să știi care că puteau să facă un egal și cu Craiova în prima etapă. O echipă
care să vede că Burcă, cu cât trece timpul, construiește ceva acolo. Da, ia zi, Gianni. Câinele, ce a văzut câinele, dar știi tu cum vreau. Analiză din analiză aia. Analiză directă, nu stăm să ne ascundem după absolut nimic. Prima repriză am avut decât un șut pe poartă. Nu trebuie să ne ascundem după deget, că asta e realitatea. În schimb, a doua repriză, într-adevăr, am început să jucăm fotbal, am început să punem presiune. Mi-a plăcut foarte mult băiatul ăsta politic. Da. A fost singurul care a luat acțiuni pe cont propriu, s-a dus. Cum ar fi zis mister, cum zice mister, a verticalizat permanent. A verticalizat permanent, a luat acțiuni pe cont propriu. Asta înseamnă mult, asta înseamnă că are personalitate. Adică să vede calitatea lui. Mai țin minte în prima emisiune când m-a întrebat despre el, da, și am zis, hai să-i dăm timp să vedem despre ce e vorba. Nu, eu mi-aduc aminte, eu, de exemplu, în prima emisiune și în a doua emisiune, eu l-am criticat. Mi-am zis că, eu am zis că nu-mi place și zic, bă, dar chiar așa e de la Manchester United. Nu se uită la cel, pentru că nu mi se părea un jucător că la care Manchester să fi văzut ceva. Însă se pare că au văzut ceva. Fiindcă îți spun ceva. Cu adevărat m-am uitat aseară cu mare atenție, da? Acum cu adevărat cred că Dinamo și-a găsit în acest politic liderul. Acest băiat chiar joacă fotbal și trage echipa după el. Da, hai să nu ne grăbim. E un meci cu o echipă slabă. Exact, e un meci cu o echipă slabă, doar cea că mai slabă. Vreau să spun următorul lucru. Este ca o gură de oxigen pentru Dinamo. Da. Aceste trei și meritat. Puncte, meritat. Mă uitam cu prietenii la meci aseară și le-am zis, da? Îi bate Dinamo până la urmă, pentru că Dinamo permanent a încercat să joace fotbal. Permanent, chiar și când nu mai putea una, a doua repriză să alerge. Au încercat să joace fotbal, au meritat total. Eram sigur că le marchează gol până la final, îți spun sincer. Bun, mai am încă ceva de spus. Mi-a plăcut foarte mult fundașul central. Nu te referi la Patrice, te referi la brazilianul. Da. Mi-a plăcut, mi s-a părut că a jucat foarte simplu, a jucat exact ce trebuie să joace. Dar încă o dată, mă repet, este doar un simplu meci, trebuie văzut cu cea mai slabă echipă din campionat. Dar foarte bine a jucat, simplu, și ai văzut ce înseamnă să schimbi. Pentru că Burca asta a făcut, exact ce vorbeam noi. Nu poți să bagi doi fundași centrali tineri care nu au experiență, pentru că te curăță. Și asta s-a întâmplat. Burca a schimbat. A pus doi fundași centrali cu experiență și încă un remarcat pe care l-am avut, de Moura. Foarte bun, l-am văzut meciul ăsta. Dedicat. Extraordinar, a jucat fără greșeală. A dat tonul echipei, practic, la ce înseamnă agresivitatea aia pozitivă, s-a dus tot timpul. Da, de fapt aici mă grăbesc eu puțin cu politic. Știi de ce mă grăbesc cu politic? Acum îmi dau seama. Ce? Liderul echipei e Burca. Acum îmi dau seama. Adevăratul lider al acestei echipe, după părerea mea, e Burcă. Da. Nu? E echipa lui Burcă. Andrei, poți să intervii deja, nu? Burcă și-a câștigat acest statut. Da? Și asta este marele lui merit. Burcă, dacă vorbeam despre el acum un an, fix acum un an, spuneam că este un antrenor care abia s-a apucat de treabă, a oscilat între funcția de administrativă și cea sportivă, că ține minte că a fost președinte, s-a dus la Slatina, a reușit o promovare din CMB și hai să-l vedem la treabă. Numai că tot ce a făcut Burcă în anul ăsta i-a dat dreptul să devină un lider. Un lider... Liderul lui Dinamo, el e liderul. Se identifică în primul rând, în ceea ce face, nu neapărat în ceea ce spune, că sunt foarte mulți care vor să se identifice drept lideri, vorbesc foarte multe și când ies pe teren, râde lumea de ei. E, în cazul lui Burcă, lucrurile nu stau așa, iar așa cum spuneau mari antrenori și le dau dreptate că echipa este imaginea antrenorului, adică dacă vezi un antrenor în training pe margine cu o burtă așa de 2 metri, cu tricou suflecat, cu pantalonii ridicați până la așa, fii sigur că echipa lui așa va arăta pe teren. Da. E, Dinamo este imaginea lui Burcă, imaginea unui om care a venit de foarte departe în meseria asta, imaginea unui om căruia nu-i dădeai foarte multe șanse, dar care, cu posibilitățile lui restrânse în momentul ăsta, scoate aproape maxim din ceea ce poate să scoată. Dinamo este o echipă care, în momentul promovării Liga 1, și-a găsit jucătorii greu și încă nu i-a găsit pe toți. Mai are de găsit mulți jucători. Doar că Burcă a încercat cu ce a avut la dispoziție, în timpul cât a avut la dispoziție, să pună niște baze. Bazele astea
au plecat de la zona de disciplină fără de care nu poți să faci nimic în nicio activitate, nu doar în fotbal, nicio activitate managerială, nu poți să faci nimic fără disciplină. Și mi-aduc aminte de cazul Lazar, care l-a rezolvat din prima și a curățat și vestiarul. Și cu diplomație și cu eleganță. După aia n-a răspuns la ceea ce s-a întâmplat, a putut să-și țină nervii. Și după care ce a început să construiască? O identitate. Dinamo, chiar dacă până ieri era pe ultimul loc în clasament și nu putea să arate foarte multe pe tabela de marcaj, Dinamo avea o identitate încă dinainte acestor trei puncte. Din ce era formată identitatea? În primul rând, din acel spirit de parcă zici că Gianni e angajat acolo, pe cuvântul meu, eu dacă aș fi la Dinamo, de exemplu, un om ca Gianni, l-aș lua în club numai pentru spirit. Dar Dinamo are acest spirit. Îi trebuie să și-l mențină și în continuare. Spiritul contează foarte mult în momentul în care n-ai toate instrumentele, nu ești atât de bine înzestrat, n-ai bugetul care îți trebuie. Dar fără buget și fără toate celelalte, din dorință, din atitudine, poți să rezolvi foarte multe lucruri. Dinamo aseară nu s-a oprit. Eu nu sunt atât de convins ca tine că ar fi dat gol. Ba da, eram convins. Și eu chiar am pariat. Dar pe mine nu m-ar fi deranjat deloc dacă n-ar fi dat gol, pentru că aș fi spus, vor da gol meciul următor. O echipă care își dorește atât de mult și care se duce peste adversar. Mă uitam la ei, unii n-aveau instrumentele la ei. Adică începuseră să dribla Amzar dădând mingea de pe unul pe altul și fugind după aia să ajungă primul în fața mingii. Adică numai din dorință. Și pe urmă este identitatea tactică pe care o văd și care cu orice risc, la care cu orice risc pur că nu abdică. Modul de a pleca cu mingea de la poartă, modul de a duce, să treacă liniile succesive. Păstrând toate proporțiile din lume, dar repet, mie mi se pare că Dinamo, repet, păstrând toate proporțiile, seamănă foarte mult ca și mentalitate, sau mă rog, burcă, are această mentalitate și seamănă foarte mult cu Norgeland. Repet, nu discutăm, Norgeland are jucători calitate infinit. Nu. Vorbesc de mentalitate, la fel, nu, și Dinamo, mă uitam la ei, și ieri. Și Dinamo, mă uitam la ei, pleacă cu mingea cât eu pot, cred că din 16 metri, ce, nu aruncă mingi, nu se precipită, joacă cât pot, bineînțeles, repet, cu jucătorii care au la dispoziție. O echipă de câini. Cum? O echipă de câini. Știu ce au de făcut, asta încearcă să facă, nu vedem jucători și de-aia el tot caută, ba schimbă pe Geafer, îl bagă pe Patrick, nu găsește la mijlocul terenului, el trebuie să facă și rezultate într-o perioadă de căutări. Da, repet, nu i-a ca și mentalitate, ca și, cum să spun, nu, ca și filozofie. Ca și filozofie, Dinamo, repet, păstrând toate proporțiile, înțelegeți foarte bine, ieri, în meciul cu Botoșan, bun, o echipă care le-a și permis să facă asta, adevărat, nu poți cu orice echipă să faci lucrul ăsta, dar ei au încercat chiar și cu Craiova, au încercat chiar și cu FCSB-ul atâta cât au putut. Repet, mi-a venit în minte Norgelandul, care și când au rămas în inferioritate, n-au abandonat nicio secundă, n-aveau nicio problemă, au jucat cu FCSB-ul, parcă erau la fel. Deci mi-a adus aminte de Norgeland ce a făcut Burcă acolo, adică vreau să spun că e o filozofie extrem de sănătoasă și de pozitivă, că despre asta e vorba, pro-fotbal. Și din care rezultă o identitate. Noi în Liga 1 avem extrem de puține echipe care au identitate de joc. Foarte puține, lumea nu vrea să înțeleagă asta. Asta este mâna antrenorului, e clar. Ok, că îți trebuie ceva timp să faci lucrul ăsta, că Burcă a avut timpul din Liga 2 să înceapă să facă lucrurile astea, da, este adevărat. Dar sunt antrenori în Liga 1 care, cum se zice, au ștate de servicii vechi și nu vezi nicio identitate la ei. Așa. Nicio, la echipele lor, indiferent cum se numesc echipele lor, nu vezi această identitate. Gianni, îți place Burcă? Este, da. Este un antrenor modern. Adică se poate spune că el e liderul acum? Este liderul, dar ascultă-mă, este un antrenor modern, da. un antrenor care își pune amprenta pe imaginea lui Dinamo la ora asta, doar că eu mi-aș dori tare mult să reușească, mult mai mult de atât, să-i se aducă și jucători, să-i se aducă un vârf, să-i se aducă un marcator, să poată să aibă rezultate la munca pe care o depune, să vină și rezultatele, pentru că gândește-te, tu dacă joci bine și construiești, aseară am avut și noroc, a fost un autogol. Corect? Gândește-te, făceam un egal. Bă, e golul lui Țâră, n-ai văzut ce să bucura? Cum? Tu n-ai fost la meci?
Păi țărăi făcea lui ăla. Este, mă! N-are nimic, a fost acolo. Băi, golul lui, cum, la ce meci a acolo și el. Te-ai uitat la al meci, cred. Da, da. Țărăi marcatorul, l-a anunțat și Crainic, l-am zis Crainicul de 4-5 ori. Păi făcea, este, mă, bine aici intrat, este, mă. Fii atent. În momentul când i-ai dus jucătorii ăștia, crede-mă că Dinamo o să urce și atunci vorbim de cu totul și cu totul al Dinamo. Uh-huh. Deci îi trebuie neapărat un marcator, neapărat un vârf. Da, pentru a fi o echipă care chiar să se bată cu șanse reale, să evite retrogradarea, că despre asta discutăm în momentul de față. Noi în momentul de față trebuie să batem echipele astea, pentru că le avem, acum vine voluntari. Da. Na, aici trebuie neapărat să scoți un rezultat pozitiv, pentru că altfel se anulează victoria asta de acasă. Da, dar gândește-te la un lucru. Practic, dacă e să o luăm așa, Dinamo este în grafic. De ce? A pierdut cu cele trei echipe care sunt cam cele mai în formă acum, Craiova, FCSB și Sepsi, da, a pierdut. Iar cu Sepsi, a fost pămuchie cu Sepsi. Pămuchie a fost cu Sepsi, așa. După aia îți face egal la Ucluj, o echipă bună, chiar dacă de pterodactili, da, cum spunem noi, da? Sau brontozauri, cum a zis Chipciu. Iar acum, într-un meci cu mai... Gianni, care pe care, că astea-s meciurile, pe care, da, a câștigat. Da. Astea, adică una peste alta, ok, repet. Da, mă, e bine, repet, la un punct de Rapid, care Rapidul a băgat milioane de euro, inclusiv ieri l-au luat pe Borza, adică Rapidul face transferul, nu se joacă. Transferul grele, pe bani mult, mai înțeles, băieții de la Dinamo fac și ei ce pot. Uite, a apărut acest politic. Apropo că tu ești atac, cum se pare Robert politic? E un jucător care are anumite caracteristici. Mie la început nu-mi spunea nimic la început. E un jucător pentru campionatul României rar. Nu-l facem vreun Messi, acum are nevoie de timp, perfect, de acord. N-auzi că mie nu mi-a plăcut până acum. Trebuie de-abia aseară mi-a plăcut, dar într-adevăr trebuie să vedem. Este un jucător care, unul contra unul, are personalitate și încearcă tot timpul și ce îmi place la el, că este tipul de jucător conștient de calitățile lui și evită duelurile. Evită duelurile. El nu e ăla care să se bage unde străinși. El încearcă să ia unul contra unul. Un joc bărbătesc. Îmi place un joc bărbătesc, nu simulează, nu, dar are calitatea asta și are ușurința. Poate asta. Poate îl vinde mâine, dacă îl mai lăudăm mult, mâine îl vând. Vândă, Doamne ajută, dacă îl vând pe ăsta și aduc trei în locul lui, sunt bani puțin la Dinamo, știe toată lumea, de-aia cu atât mai mult este de apreciat Burcă. Dar este un jucător care poate face diferența și care are personalitatea și calitatea tehnică necesară să scoată adversar cu ușurință din joc. Și mie tipul ăsta de jucători îmi plac, indiferent de echipa la care joacă. Și să nu uităm că lipsește și Ghezali, care e un jucător la fel de tehnic și dacă se disciplinează puțin, cu siguranță o să fie iarăși un plus. Adică cum ți se par cu aripile astea politic Ghezali? Cum o să ți se pară Dinamo? Eu zic că o să arate mult mai bine, dar un Ghezali... Adică cu aripile... Ghezali disciplinat. Asta, cu cei doi jucători și cu Ghezali disciplinat. Cu jucători de oarecare calitate, cum e Politic, cum e Ghezali, cu oarecare calitate, ar putea să se salveze de la retrogradare? Ar putea doar că, ascultă-mă, mai trebuie să făcute transferuri, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Gianni, trebuie bani. Nu știu, bani nu știu de unde, ce și cum, de unde scoate. Robert, au venit acționari, se asum, nu? Horia, tot la Dinamo vin acționari de 3 ani, tot vin acționari și n-aveau apă la săftica. Da. Hai să nu acum iar facem cum am făcut și cu Rapidul de la club, după meciul de la Cluj, când și-au băgat oia în poartă. Mamă, să bat la titlu. Hai să-i lăi, e un meci cu o echipă care e adevărat, că au și ei argumente. Păi stai mă că Botoșanii ăsta slab așa, era să-i bată pe Rapid în Giulești. Da, dar nu mi-a plăcut Botoșanu deloc. Și dar știi ce, sunt semne, iar Dinamo nu că se salvează, nu va avea probleme. Ei da câștigă meciul. Dinamo nu o să aibă probleme? Nicio problemă nu o să aibă. Și așa cu lotul ăsta de acum, nu. Tu ce zici? Joacă Parcul de Triumf, lumea în spate, Burcă are capacitatea să-i motiveze. Eu nu cred că Dinamo să bate la baraj. Deci fii atent, nu vreau să ne hazardăm. Hai să nu facem nuntă de meciul ăsta. E o gură de oxigen, e foarte bine pentru jucători, în primul rând e foarte bine, pentru că ei și-au câștigat. Ce ai făcut la gol când ai văzut golul minutul 93? Nu, 90 plus 3 eram așa și am zis, bă, trebuie să-i batem pe ăștia, nu există așa ceva, pentru că eu am văzut bucuria la gol și am văzut jucătorii efectiv au explodat. Așa. Ei aveau nevoie. Da. Practic ăsta e, gata, am câștigat, dar acum încolo... În sfârșit am câștigat, dar acum încolo hai să ne liniștim puțin să vedem ce facem meciul următor. Da. Dar cum te-ai bucurat la gol?
Și ai, măi, eu stau, n-ai înțeles, stau acasă, da? Dacă nu merg la mes, stau acasă și nu mă deranjează nimeni. Da. Deci nu există să sufle da? Cineva pe casă. Da? Nimică? Nimic, nu, nimică? Nu erai pe canapele, pe lustră? Stau așa, mă pun pe jos, pe covor, pe canapea, mă ridic, mă duc, fumez, iar vin, iar... na. L-ai felicitat pe țără? Ce-ai mă cu el? Mă, cum să te bucuri mă la autogol în halul ăsta? Bă, tu te bucurai când dădea altul da, cu capul. Da, pentru că e de echipă, lasă-l în pace. Ce e de acolo? Bă, să te bucuri cu grupul, eu te înțeleg. Băi, și serios. Apropo, că n-am cum să nu fiu răutăcios. Hai apropo, că e sărbătoare. Apropo de ce, zice, de ce a zis Andrei, cum arată antrenorul, arată și echipa. Pă, mă uitam la Croitorul. Ai înțeles? Doamne, lăsat într-o rână, pe bancă la un moment dat. Mai înțeles? Băi, așa, slim, fit, Croitorul, a mai slăbit 2 grame. Bine, vorbesc eu, care și eu sunt, dar până la urmă eu sunt moderator. Primește iar mesaje cu 6 XL. Da, m-au înțeles așa, slim, fit, dar nu mai putea Croitorul de exploda tricoul pe el. Și mai grav decât atât, ca astea până la urmă știi cum e, repet, sunt răutăți și gata, mă opresc. Dar am mers pe ideea lui Andrei Vochin. Da, mai mult decât atâta. Bă, nu se poate tu să fii primul om din Superliga suspendat pentru cumul de cartonașe în 5 etape. Niciun jucător. Deci dacă îți vine să crezi, nu vă vine să credeți, da? Croitorul, Marius Croitorul, este primul oficial dintre antrenori și jucători, primul suspendat, care a făcut cumul de cartonașe și care nu va fi pe bancă la meciul următor. Deci niciun jucător, Gianni, din Superliga n-a luat până acum 4 cartonașe. Da. Iar antrenorul Botoșanului a luat deja 4 cartonașe, neavând nici măcar licență, nu? Că n-are licență, da? Stai mă, că mai avem un caz. E prietenul meu, Adrian Mihalcea, care știți foarte bine că a simulat roșu. Da, ca antrenor. I-a făcut bodicelul ăla la Buzău, la Crăticul ăla. El are licență, iar eu mă gândeam, văzând lucrurile astea, mă gândeam să propun o chestie, nu știu cât de aberantă ar fi. Dom'le, la 4 galbene pe care să le ia oricine de pe bancă, în afară de antrenor, să fie suspendat 20 de etape, oricine în afară de antrenor. Să propui la federație. Să propui la federație. Adică eu n-am auzit în viața mea un masor să ia 4 galbene. Da. Până acum. Nu e unic în lume. Un jucător de rezervă să ia 4 galbene din postura de jucător de rezervă. Mă, e unic în lume. Și atunci, dacă astea sunt cazuri excepționale, atunci... Iar Croitorul are statutul, mai înțeles, glumim puțin, de masor, până la urmă. Că nu e, n-are licență. Nu are carne de antrenor luat în România, așa că nu... Da. Indiferent ce este. Deci unul de pe bancă, exceptând antrenorul principal, dacă ia la primul cartonaș să stea suspendat, la primul cartonaș, deja în momentul în care cumuleze etape de suspendare să nu... Păi ce treabă adică ai? Adică câte? 20 de etape, nu? Nu știu, multe, foarte multe. 20, foarte multe. Da. Pentru că tu n-ai nicio responsabilitate pe bancă acolo, în teoretic, doar să faci atmosferă. Da? Ca să faci așa. Nu poți să te abții, du-te, tată, și stai în tribună. Da, stai 20 de etape, da. Îl avem pe mister la telefon, domnul Cornel Dinu. Bună ziua, domnul Dinu! Salut, Horia, și ție și invitațiilor. Bună ziua! Vorbeam, salut, cu respect. Vorbeam acum apropo de cum arată Dinamo și cum arată Burcă și spunea Andrei Vochin foarte inspirat, spunea Andrei, zice, domnule, uitați-vă puțin la Burcă cum arată, până la urmă și echipa este expresia antrenorului, așa, și vorbeam de Croitorul, da, apropo de expresia antrenorului care extensia echipei și discutam un lucru, domnul Dinu, chiar vă rog să comentați, incredibil, deci Croitorul care nici măcar n-are licență are deja 4 galbene, unic în istoria fotbalului mondial și va fi suspendat. Niciun jucător până acum în Superliga n-a ajuns la 4 galbene, în 5 etape. Iar domnul Croitorul va fi suspendat în meciul următor, deși pur și simplu stă acolo fără licență. Eu n-am mai auzit. Eu cred că el are adunate până acum vreo câteva zeci de cartonașe la cariera lui de antrenor, pentru că e un tip irascibil, e un vechi contestatar al majoritatea deciziilor arbitrilor, este un fel de om al casei acolo. Au fost și niște perioade în care echipa a jucat destul. Domnul Dinu, mă scuzați, la cum se comportă, este un om al cavernelor fotbalului, domnul Croitorul, nu al casei.
Dom'le, nu e singurul în ceea ce privește Burcă, într-adevăr, Burcă are o ținută normală pentru... Dar domnul Dinu, echipă... 4 galbene la Croitorul în 5 etape, care nici măcar nu e antrenor cu licență, despre ce... E unic, nu mai există în fotbalul mondial, credeți-mă, nu mai există. Dom'le, câte să petrec la noi și nu se mai întâmplă niciun fel de fotbal mondial. Aici, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare. Deci el este un... sanguin coleric care probabil că are și niște discuții pe plan local, deși într-o lungă perioadă el era cel care tăia și spânzura și cu achizițiile și cu astea în echipa lui Iftime. Dar în ce am văzut și eu, echipa este mai puțin inspirată în ceea ce privește jocul și probabil că aici pleacă și de la aducerea unor jucători care, după părerea mea, sunt mai slabi decât cei din trecut. Da. Tehnicianul cavernelor. Haideți să vorbim de Dinamo. Cum vi s-a părut Dinamo și dacă e cazul să fie sărbătoare la Dinamo sau nu? Sărbătoare trebuie să fie sărbătoare religioase, cele din calendar, cum este astăzi Marea Sărbătoare a Sfintei Maria, și în fotbal nu ai timp să serbezi pentru că joci peste săptămână și poți să pierzi. Sărbătorile sunt doar atunci când se încheie campionate, se încheie sezoane cu titluri, cu cupe, cu reușite din punctul ăsta de vedere. Deci Dinamo practic a reușit după 3 meciuri grele cu echipe puternice, una dintre cele mai puternice în campionatul nostru, să ia 3 puncte meritate, spun eu, după felul în care au jucat în fața Botoșanului. Dar mai sunt multe de așezat acolo, începând de la aspectele financiare, organizatorice, pentru că eu nu sunt de acord sub nicio formă ca o echipă să fie condusă de niște oameni care nu au nimic comun cu fotbalul, cum este domnul Voicu, care cel puțin a recunoscut că nu se pricepe și care la origine este forjor tratamentist. Iar dincolo, în ceea ce privește pe domnul Niculescu, la fel, ei au reușit să-i adoarmă într-un fel pe suporteri care sunt entuziasmi și vor binele echipei și nu intră în adiscerne capacitățile reale a acestor conducători, dar Niculescu are un trecut, își face un chiripir fotbalistic. Ar fi o discuție mai lungă, nu pot să spun decât că dacă ați studia cu atenție prezența lui la Rapid încă din sezonul din Liga 3, Liga 2, a făcut niște, hai să spun, combinații la limita legii, a știut să le facă, i-a păcălit pe ceilalți parteneri și cred că și pe unul și pe celălalt, pentru că domnul Voicu are trecutul acesta cu suspendare de la Fondul Monetar Internațional de pe piața financiară, au văzut o afacere din Dinamo, dar niciun caz prin competența lor, ci prin a atrage niște naive entuziaști și a încercat să rezolve problemele financiare ale echipei, care sunt foarte grele și vor apare foarte rapid în viitorul apropiat. Îi salvează pe toți Burcă la momentul de față? Eu cred că Burcă are și o echipă tehnică, pentru că aici nu mai se poate vorbi de foarte mulți ani în fotbal de un singur deus ex machina care și face echipa, care o și antrenează. Deci el mai are pe Mihăiescu, are pe Colceag acolo, mai are câțiva antrenori. Deci Burcă cred că este omul care dă o anumită atitudine, o anumită ținută echipei și lucrul acesta se vede. Dar eu cred că acolo este vorba de o echipă, de o muncă în echipă în care fiecare își face rolul lor și sunt niște oameni cu experiență. Vă spuneam la cei doi, Mihăiescu este după timpul lui Lucescu în Dinamo, deci din anii 96, a fost și atâția ani antrenor secund, iar Colceag, nu știu, nu l-am cunoscut decât foarte puțin când eram conducător la Progresul, dar o perioadă lungă de timp, dacă nu mă înșel, domnul Voichin ar putea să confirme, mi se pare că a fost și lector la școala de antrenori. Deci, oricum, e o echipă care se completează
și ridică oarecum valoarea lotului prin prestațiile care le antrenează și le pune în teren. N-am înțeles. Ce s-a văzut și aseară. Da. Cum vi s-a părut noua revelație, ca să spun așa, sau, mă rog, noua mică vedetă a lui Dinamo, Denis Politic? Nu e bine că avem și noi un politic în țara aceasta, pentru că la practic nu avem. Îl avem la figurat pe Politic. El a debutat mai greu în aceste prime 3 meciuri de campionat. Vine și de afară până s-a adaptat cu campionatul nostru. Dar ieri a fost piesa cea mai importantă din distribuția lui Dinamo. A avut câteva pătrunderi deosebite care arată posibilitățile. Și mai mult decât atât, cred eu că a profitat într-o oarecare măsură și de așezarea haotică în defensivă a celor de la Botoșani, unde, dacă nu mă înșel, un fundaș dreapta nu cred că era de meserie, nu știu cum, Dorin sau un jucător pe care măcar în ultima fază s-a văzut cu câtă regionalitate a trecut de el și a centrat în portar și de acolo autogolul victoriei de care Dinamo avea nevoie. Oricum, o revelație Politic și un jucător care, eu la început am râs când am auzit povestea aia că 3 ani a trecut pe la Academia lui Manchester United. Dar aseară a început așa, parcă am văzut o luminiță așa a la Manchester, dintr-o forjă de la Manchester. Parcă am văzut o luminiță aseară. Păi luați-vă rog echipa lui Manchester, echipele englezești, echipele mari. Ele antrenează în mod clar, în mod direct la jucătorii de bandă pătrunderile individuale și sigur că ele nu pot apărea peste noapte. În cazul lui Politic a apărut în această partidă și favorizată de adversarii care a avut în față în defensivă, dar și de calitățile lui incontestabile, care sper să le reconfirme în continuare. Apropo de jucători, domnul Dinu, chiar sunt curios, a început o discuție de câteva zile și aici la noi, la Fanatic, și chiar sunt foarte curios să aflu părerea dumneavoastră. Florinel Coman sau Mitriță? Care este jucătorul momentului sau care e jucătorul mai valoros după părerea dumneavoastră? Sunt doi jucători asemănători cu posibilități mai largi de a juca pe tot frontul de atac la Mitriță, dar în ultimul timp s-a și îmbunătățit dinamica de joc și Florinel Coman. Și el este un jucător capabil să joace pe toate suprafața terenului, dacă nu măcar pe 3/4 de ea, mai puțin în banda dreaptă. Mitriță este mai complet din punctul de vedere, dar cred eu calitățile tehnice, calitățile de pătrundere, de lovirea mingii sunt egale. Într-o oarecare măsură, un avantaj este pentru Florinel Coman la ora actuală. Deci un avantaj? De ce totuși? Pentru că spuneați că Mitriță practic acoperă tot. De ce? Acoperă tot, dar nu mai are mobilitatea de altă dată, viteza de pătrundere, lucru care îl caracterizează pe Coman, dacă vreți, și în situațiile în care ajunge mult mai des la poartă, dar și materializează aceste ajungeri în goluri. Deci avantaj Florinel din punctul nostru de vedere. Da. Acum, nu? Da. Bun, e clar însă că dacă nu pleacă Florinel, practic vor fi cei doi între care se va da lupta, ca să zic așa. Adică sunt doi jucători care chiar poate să-și tragă echipele spre titlu în Superliga. Vorbim de nivelul nostru din Superliga, bineînțeles. Da, probabil. Ce vreau să vă mai întreb, Burca a făcut o mișcare foarte interesantă, a scos ambii fundași centrali, și pe Giafer și pe Ricardo, și a început cu un cuplu nou. S-a dovedit o alegere inspirată per total? Eu cred că la ora actuală nici cuplu pe care l-a schimbat, ca și acela care a jucat acum cu Patriche și omul acesta, da, nu știu pe unde a apărut, nu cred că dau siguranță în axul central defensivei dinamoviste. Deci acolo este unul din punctele nevralgice care pot fi folosite de adversari. Mai degrabă pot să spun că din punct de vedere defensiv, jucătorul care mie îmi place și care se impune, chiar
probabil că într-un viitor apropiat, nu exclus să ajungă și spre vederile echipei naționale, este fundașul stânga Anzar. Care are o mobilitate foarte bună, pătrundere tehnică, are și joc defensiv și un plasament destul de eficient. Da. Deci, ca o concluzie, revelația serii de ieri, Politic, nu? Denis Politic, nu? Domnul Dinu. Eu cred că da, la Dinamo și nu numai la Dinamo. În general este un model pentru fotbalul nostru, pentru că dacă ești jucător lateral de bandă și nu ești capabil să pătrunzi cu în viteză cu mingea la picior, să-ți depășești adversarul și de aici să ajungi și cu acțiunea de finalizare care se poate transforma de gol în gol, degeaba ești pus în zona aceea terenului. Deci el a făcut ceea ce sunt convins că a învățat foarte bine și s-a cerut până a ajuns la o anumită perfecțiune la Academia de la Manchester, unde și-a făcut ucenicia. Cu două arii precum, să zicem, Politic și Ghezali, Dinamo are șanse, știu eu, să termine în prima jumătate a clasamentului? Sau hai să zicem să se salveze de la retrogradat? Problemele lui Dinamo sunt în continuare, dați-mi voie să spun, în defensivă, în special în axul acesta central al terenului. Are oarecare un care mijloc care nu este mai prejos decât al celorlalte formații. Atacul poate să creeze probleme. Au și acești doi jucători, Iglesia și La Ruseta, la mijloc, care se vede că au școala făcută la zi. Abdallah nu mă impresionează. Cum vi se pare? Poftim? Abdallah nu mă impresionează, zic. Dom'le, cred că a fost adus pentru în timpul liber pentru a avea grijă și de vreo geamie aici. N-am văzut în patru meciuri în care a jucat până acum decât două acțiuni în care mingea a pornit la el și a ajuns la un coechipier. Nu înțeleg, bine, îmi dau seama ce compartiment de scooter este la Dinamo, dar nu înțeleg cum s-a optat pentru un asemenea jucător care și din plecare, dacă te uiți la el, vezi că n-a trecut niciodată până Ramadan, are cel puțin vreo 12 kg în plus. Ca să nu mai spun de tehnică și capacitate de a-și depăși adversarii, mai ales că este vârful împins. Da. Apropo, domnul Dinu, ce părere aveți de ce se întâmplă la Rapid? La Rapid n-a fost liniște niciodată. O are grea șucu, să vă întreb în limbajul peluzei? Dom'le, galeria lui Rapid este o galerie neconvențională. Aduceți-vă aminte că a fost prima care a lansat celebrul slogan, galeria lui Rapid n-a fost membru de partid înainte de 1990, până 1980. Și de acolo i s-a tras și retrogradarea, pentru că erau alte vremuri și se judeca mult mai agresiv. Dar eu cred totuși că intențiile domnului Șucu, pe care îl cunosc, sunt bune, dar nu știu ce capacități de oameni, de căutători de talente, de cei care sunt capabili să facă niște legături între compartimentele echipei, ce jucători ai nevoie în funcție de ce joci, ce vrei să joci. Eu cred că domnul Șucu este mult prea tânăr ca să găsească niște soluții de a-și crea un staff de conducere competitiv din toate punctele de vedere. Sigur, financiar se descurcă, dar mai are nevoie, cred eu, de ceea ce le lipsește Rapidul, ce lipsește Rapidul la ora actuală. Mă refer la la compartimentul acesta de căutători de talente, de scouteri, pentru că au cam dat greș în ultimii ani cu jucătorii pe care i-au adus. Va rezista domnul Șucu? Și știți de ce vă întreb? Sunt foarte multe voci care spun așa: corporatistul Șucu nu se pupă cu spiritul Rapidului. Eu am discutat acum vreo 4 ani cu domnul Șucu într-o anumită situație care privea și Dinamo. Mi-a făcut o impresie foarte bună, un om echilibrat. Adică de ce? Stai, scuzați-mă, era tatonat Dinamo acum 4 ani? Nu, noi l-am tatonat pe ei în celebrul program ADPD, care s-a transformat în DDB, dar asta e o discuție mai veche care nu vreau să o mai reiau. Și mi s-a părut un om care cunoaște fotbalul, un om care știe ce înseamnă fotbalul și ce trebuie investit și cum se investește în fotbal, dar, repet,
nu este un om care să se poată descurca singur, cum a fost un Berlusconi sau un, eu știu, chiar un Tapi sau, mă rog, la Manchester nu mai era nevoie că a fost Ferguson vreo 20 și ceva de ani. Dar nu este, are nevoie de un lucru în echipă și cred că din punctul ăsta de vedere nu are cei mai buni da, oameni, ca să zic așa. Specialiști, specialiști pe lângă el. Pentru că acolo s-au întâmplat și fel de fel de lucruri într-un trecut de care cred că Rapid suferă și la ora actuală, pentru că a existat un anumit, o anumită formă de conducere în care actualul conducător de la Dinamo, am văzut și eu un articol ieri conform cu adevărul, a avut un rol nefast în a administra fondurile echipei Rapid, mai mult din ambiții decât din realități, când Rapid era în Liga 3, în Liga 2. Am înțeles. Atâta vreau să vă mai întreb. Deci domnul Șucu chiar era să ajungă la Dinamo la un moment dat? Dom'le, omul, am avut o discuție cu el, interesat fotbalul, a fost mai mult decât corect, logic, în sensul că a explicat că el în perioada respectivă, să repet, 4 ani de zile, se ocupă mai mult de copii, de junior, nu vrea să intre încă în fotbalul mare și a argumentat corect că la ceea ce se petrece la Dinamo la ora actuală ar trebui investit o sumă de 10 milioane de euro, pentru că numai datoria lui Dinamo este de 8 milioane care este în insolvență, în discuție, și că nu este dispus să facă această operațiune. I-am dat dreptate și avea o logică foarte sănătoasă. Da. Credeți că Mircea Lucescu ar putea să vină, să se alăture acestui proiect la Dinamo? Nu pot să fac niște premoniții în sensul acesta. Mircea este un om foarte calculat, este legat în continuare de Dinamo Kiev. Nu este exclus, pentru că acum el este în București cu Dinamo Kiev, pentru că va juca în cupele europene, joi, dacă nu mă știu. Da. Dar nu cred că la ora actuală, așa cum îl văd eu pe Mircea și cum îl știu, are deja un parcurs extraordinar în fotbalul mondial, aproape unic, și nu cred că la 77-78 de ani, poate doar ca un consilier, un sfătuitor, dar ca un implicat direct în viața unei echipe, nu-l văd. Sau ca acționar, în niciun caz. În niciun caz. Da. Vreau să vă mai întreb ceva. Ce părere aveți despre declarațiile lui Șumudică? Știți ironiile lui la adresa dumneavoastră, că vă caută pe Google, că ați dispărut de când se juca Cupa Cupelor? Ați citit, că știu că le citiți. Nu pot să cobor la nivelul lui Șumudică. Eu am făcut declarația care am făcut-o pentru că aruncă așa un fel de tupeu obraznic, cum spunea Angelo Niculescu, un felul în care se ofertează pe la fel de fel de echipe. E normal să fie un decalaj de palmare între mine și el, că el are vreo 50 și ceva de ani, iar eu am 75. Iar eu, practic, din 2003 n-am antrenat, când el, de fapt, cred că își punea ghetele în cui. Deci are un limbaj și o atitudine care, din păcate, nu caracterizează nici frumusețea, harul de expresii al celor din Grand, pentru că nu întâmplător cei care iubeau această echipă erau mari scriitori, mari artiști, oameni deosebiți care foloseau umorul. La el umorul nu există, există mai mult o agresivitate de a-și rezolva problemele în principal financiare. Sunt și eu curios dacă găsește pe undeva în fotbalul nostru, care este la ora actuală, își propune cu atâta siguranță stafful lui, un staff care costă în jur de 500.000 de euro. Este imens pentru fotbalul românesc și de aici dați-mi voie să cred că este mai mult materialist declarativ decât din niște amănunte pe care nu vreau să le divulg, de că oamenii care au lucrat cu el în postura de conducători au o părere mai mult, hai să fiu un puțin mai dulceag așa,
tare rezervat în ceea ce privește capacitatea lui pur fotbalistică. El e zgomotos, dar zgomotul nu aduce în joc cu siguranță eficient echipe și nu schimbă în favoarea ta tabela de marcaj. E regulă, mister, mulțumim mult de tot. A fost Cornel Dinu cu păreri foarte, foarte interesante, așa, și mai știi cum e, câte o săgeată așa, nu? Câte o săgeată marca, marca mister. Gianni, ce-i trebuie lui Dinamo, da, să devină o echipă care să reziste fără probleme în Superliga? Ce ar avea nevoie dacă ai fi conducător? Și apropo de asta, nu chiar nu te-a sunat nimeni de la Dinamo până acum? Să ce? Să știi tu. Nu. Nimic? Nu, dar nu mi-am manifestat intenția de a reveni în fotbal, în primul rând. Da. Adică, hai să vorbim exact ce trebuie să vorbim. Degeaba vorbim noi aici. Eu n-am spus asta. Adică n-am spus. O singură dată am avut în cap să revin ca și antrenor, că am licența. Da. Când a fost Mircea Redic și am venit la Săftica cu el să le vorbesc băieților ăstora, că oricum ei erau deja retrogradați, dar n-au înțeles nimic din ce le-am spus, crede. N-au înțeles nimic. Uh-huh. Și crede-mă că nu le-am vorbit la modul că ce am făcut noi pentru Dinamo. Da. Le-am vorbit doar cum să formeze o echipă, cum să strângă rândurile, să nu retrogradeze. Atât. Lui Dinamo, și n-au înțeles nimic? Nu, crede-mă că nu. Erau atât de dezbinați când am fost atunci, crede-mă că erau câte 4, 5, 3 și uite așa erau. Și după antrenament, când m-am dus în vestiar, 2 erau acolo, 3 acolo, 4 acolo și nicio treabă. Și am spus de atunci că Dinamo o să retrogradeze. Pentru că am văzut, îi simți, ai trăit momentele astea de vestiar. Lui Dinamo îi trebuie multe și în primul rând, uite, toți vorbim aceleași lucruri. Ne trebuie niște fotbaliști cu experiență. Bun. Și niște investiții. Asta. Păi apucați-vă. Păi, tu în apărare, Robertinho în atac, nu? Trebuie cred că s-ar rezolva problemele, nu? Păi nu. Îți dau ceva în premieră acum. Premieră. Trebuie să scrie acolo. Premieră la tine, direct, live. M-am apucat de fotbal. Cum? What? Turistule, bă, da, echipa la care eu am început fotbalul, adică în Pantelimon, da, când eram copil, da, președintele Ghiță m-a sunat, da, și a zis: Gianni, ne-am înscris la All Boys, da, te vrem să fii lângă noi, noi te-am ridicat, cu tine vrem să... Noi te-am ridicat, tu îngroapă-ne! Și mergem acum 2 săptămâni, în septembrie, din câte înțeleg, începe un campionat de genul All Boys, da? Și am zis să mă duc, să încep să joc, îți dai seama. Și te duci? Ascultă-mă, da, m-am dus, îți dai seama, când am văzut terenul la Mare Horia, ai văzut un copil când îi dai jucăria, da, bucuria aia, da, și am zis, îți dai seama, gata, dau, da, drumul la treabă. Da. Minutul 15, ruptură de 2 mm. Nici nu mai pot să mai mișc picior. Asta a fost. Îți revii până septembrie. Am băgat tratament, i-am zis lui Ghiță, îmi dai banii pentru tratamente, că nu merge așa. Dacă nu mai vrei, nu mai gata. Ai ieșit tu ca și mudică gălăgios, cum a zis, din materialism? Materialist, da. Da, materialist. Și mi-a zis, nu se pune problemă, avem primă de joc, Gianni, avem câțiva mici, o ceafă de porc, se rezolvă cum trebuie. Da. Bun, hai să mergem la Gabi Safta, prietenul nostru care ne spune ce se întâmplă pe plan internațional, acest ocol al pământului în câteva minute cu Gabi Safta. Gabi Safta, pe care îl salut și care înțeleg că are o știre chiar legată de Dinamo și o știre importantă, ca să spun așa. Gabi, salut, ești în direct cu noi. Te salut, Horia, și salut cu deosebit respect pe invitații tăi. Te salutăm și noi. Oameni deosebiți, un câine adevărat și un rapidist convins. Da. Păi și Bochin ce are? Este un om echilibrat. Este echilibrul. Vezi, mă? Vezi? Râzi mereu când îți zic echilibru, alea. Mai înțeles, râs. Înțelegi? Andrei, eu am spus prima, deci fii atent. Da, am drepturi de autor. Vezi că își cere, cere novele. Nu, ai dau în schimb spiritul. Da? Eu așa i-am zis, spiritul. De când a venit la emisiunea aici, pentru mine e spiritul. Și dacă eu aș avea un club de fotbal, ar face parte din staff fără niciun fel de problemă. Vine când vrea el, când poate el, nu trebuie să facă. Dar poți să începi să-l plătești până, da? Poți să începi să-l plătești, că nu e, n-are o problemă. Nu mă deranjează, dar noi vorbim după aia. Da. Așa face. Da. Trebuie să negociezi cu Nea Ghiță, acum ai sub contract. Domnul președinte, voi avea și eu bani acum. Gabi, te ascultăm.
dacă dinamoviștii vor binele echipei, ar trebui să țină cu Aris, adversarul lui Dinamo Kiev, pentru că în urmă cu puțin timp ucrainienii scriu că dacă Mircea Lucescu nu ajunge în grupele cupelor europene, Conference League, va pleca de la Dinamo Kiev. Asta este știrea acestei. Va pleca Lucescu. Unde? Va pleca la Dinamo București. Bun, și ce spun? Care e știrea? Va pleca să ce? Sau cum? Adică ai ceva detalii? Mă rog, cât înțelegi ucraineana. Avem Google Translate. Va pleca de la Dinamo Kiev dacă nu pătrunde în grupele cupelor europene și locul lui va fi luat de Alexander Șovkovski, cel care a mai lucrat pe finalul sezonului trecut. Știrea însă care ne interesează e că Mircea Lucescu va ajunge la Dinamo București, unde ucrainienii reamintesc că ar fi lucrat între 85 și 90 ca antrenor. Uh-huh. Deocamdată atât public. Nu spun sub ce formă sau funcție, sau că e director tehnic, că e acționar, că este președintele de imagine, că e, nu știu. Nu la spun. Cum îl cunoaștem și cum spunea și domnul Cornel Dinu, și la vârsta pe care o are domnul Mircea Lucescu, e foarte posibil să fie undeva director tehnic, pentru că nici nu e cazul Dinamo să lucreze, să schimbe pe bancă, din ce observăm noi la Ovidiu Burcă. Însă un Mircea Lucescu în orice funcție, Horia, la Dinamo ar fi un imens plus pentru clubul la care într-adevăr a lucrat și a făcut mari performanțe. Scuza-mă puțin, Gag, voi credeți asta? Nu. Eu nu. Nu. Credeți asta, Andrei? Nu. Nu. Adică, nu. La unison nu. Și eu tot nu. Sau să zic eu da, ca să fie un să fiu eu, da, să fie 3-2. Da, să fie 3-2. Da, da, vezi că eu am drept de veto. Înțelegi? Da. Știi cum e, moderator? Asta e viața, n-ai ce să faci, ca la consiliile de administrație. Dacă ieri vorbeam de Sirigu, pentru că a și fost la meciul Rapid Petrolul, Neamice a fost aseară la Dinamo Botoșani cu câteva zeci de ore înainte de a pregăti de a juca meciul cu Aris. Adică să te duci jumătate de oră, să stai două ore, încă o jumătate de oră, la cum îl cunoaștem pe Nea Mircea, s-a interesat de Dinamo, destul de serios. Așa a fost și în Giulești, Gabi. Nu, dar Nea Mircea a fost și când m-au zis că o să dărâme stadionul Dinamo și o să-l începem pe cel nou. Adică, na. Acum nu încerc să vă convinc că va semna cu Dinamo. Da, corect, vedem, da. Vedem acum, oricum, cum ai spus și tu, în orice postură, doar un consilier să fie, mai înțeles, ar fi nu ca un nu ca o lovitură. Nu, Gianni, cum ar fi? Lovitura loviturilor. Lovitura loviturilor, dar nu văd eu pe Nea Mircea Lucescu venind în proiectul ăsta actual al lui Dinamo. Eu îl văd pe un proiect sănătos, un proiect cu investiții, în care să fac investiții. Eu acolo îl văd pe Nea Mircea și cu să vină și cu stadionul ăla de care tot vorbim de atâția ani și nu se mai întâmplă. Așa da, îl văd. Altfel nu îl văd. Nea Mircea construiește echipe, nu stadioane, dar eu zic, Gianni, că venirea lui Nea Mircea ar aduce investitori. Da, da. Cum ar fi, Gianni, ar fi lovitura loviturilor. 100%. Nu? 100%. Cea mai mare lovitură, mai înțeles, da, ar da, fi, nu? Da. Nu? De acord? De acord, adică da. Cum să zicem că ar veni. Adică ar fi nebunie, a? Păi gata, să face liniște. Da? Da. A? Da. Să face liniște total. Totală. Mamă, și îți dai seama, lasă liniștea. Îți dai seama, Gianni, îți dai seama, lasă liniște. Ce interes va fi în jurul lui Dinamo. Ce interes, și îți dai seama, tu ca antrenorul lui Dinamo, să te sfătuiești cu Nea Mircea Lucescu. Da. Gândește-te ce... Nu, dar ce va polariza, ce ar putea să polarizeze Mircea Lucescu în jurul lui Dinamo. Nu? Atunci chiar, eu cred, Gianni, că putem să vorbim de un Dinamo care să aibă chiar și vise, nu acum, dar în viitor, chiar și vise europene. Da, dar venit cu investiții. Nu doar de imagine, că n-are ce să facă doar dacă vine și ca și imagine. Fără investitori și fără investiții, nu o să facă absolut nimic. O să fie doar impactul ăla de imagine. Uh-huh. Atât. Uh-huh. Bravo. Da, ar fi, na, ar fi. Nu cred, cum ați zis și voi, dar știi cum e, Doamne, pentru noi ar fi senzațional, Andrei, și pentru presă, fotbalul românesc, pentru fotbal, pentru toată lumea. Da, fotbalul românesc. Pentru toată lumea. Ar fi lovitura loviturilor. Cel mai mare comeback din, nu știu, ultimii
Nu, de fapt nici nu. Cel mai mare comeback. Da. Comeback în fotbal românesc. Da. Putem spune așa, Gianni? 100%. Da? Da. Când să revină Hoia, dacă nu acum? Pentru că la vârsta dumnealui e cam cazul să se întoarcă. Lasă că o să tragă și Rapidul. Stai, apropo de ce zicea Dinu, că domnului Șucu îi trebuie profesioniști, o să tragă și Rapidul. În fin, vedem. Mai sunt două zile. Dacă, corect, Doamne ferește, Dinamo Kiev pierde, atunci aflăm. Corect. Ce se mai întâmplă pe plan internațional, Gabi? A semnat, e oficial, Neymar a semnat cu Al-Hilal. Câteva cifre, cum ne distrăm de fiecare dată când aflăm de asemenea. Te distrezi tu, că eu sunt mor de invidie. Ies din emisiuni alb la față. Mai înțeleg? Da, a, dă-i-le și lui Gianni, ca să moară și Gianni. Hai. Auzi, Gianni, 150 de milioane pe an, 12 milioane pe lună, 2,9 milioane pe săptămână, 288 pe minut, 480 pe secundă. Asta când vine în cefe. În cefe cam cât vine asta? Da. Nu, stai, Gabi, că n-am înțeles. Cât îi dau pe an salariu? 150 de milioane de euro pe sezon, 302 ani. Salariul lui. Bă, dar ăștia au nebunii de tot. Dacă dau drumul la robinet și curge petrol. 150 de milioane de euro pe an? Exact. Și 414.000 pe zi. 414.000 de euro pe zi? 1,7. Dacă îl ia somnul la prânz, intră 100.000 în cont. Doamne, da. Și cât au dat? Cât i-au dat lui PSG până la urmă? 100 de milioane? Cât i-au dat lui PSG? Lui, 90 de milioane lui PSG ca transfer. Da. Deci... Dar foarte interesant e că în afară de toate aceste cifre primește 500 de mii, adică jumătate de milion pentru orice postare pe rețele de socializare care promovează Arabia Saudită. Are avion privat la dispoziție, bineînțeles o imensă casă cu servitori, 80 de mii de euro mai primește pentru fiecare victorie. Asta e prima de victorie, apropo de ce spunea Gianni. Prima de victorie, 80 de mii în plus față de toată această sumă pe care v-am spus-o. Și va fi prezentat în Arabia Saudită, se pregătește prezentarea lui Neymar ca o olimpiadă, ca Jocurile Olimpice, ca inaugurarea olimpiadei. Pregătesc saudiții prezentarea cu 80 de mii de oameni negreșit în tribune, cam cum a fost la Etihad cu Benzema. Și apropo de Arabia Saudită, Horia, Andrei Burcă, internaționalul nostru, a dat gol în prima etapă din Liga Stelelor, cum văd că o numesc toți europenii, cu nou promovata al Ahdod, pentru care și Florin Tănase a jucat. Steven Gerrard a debutat cu dreptul, a bătut-o pe Al-Nassr, care nu a folosit însă mulți dintre jucători importanți, chiar dacă Mane a deschis scorul, Dembele l-a închis 2-1. Benzema a dat și el o pasă de gol. Cosmin Contra a primit o surpriză din partea conducătorilor. La echipa lui Damac a venit un camerunez internațional, 28 de ani, care ajunge de la Beşiktaş, unde a evoluat din 2019. Avem informații, Horia, din Italia, despre selecționerul Roberto Mancini. A dat o declarație în cele din urmă, spune că am fost masacrat pentru o simplă decizie de a pleca. O decizie care ar trebui să-mi fie respectată. Am vrut să discut cu președintele, care însă nu a mai vorbit cu mine de foarte mult timp și am fost masacrat degeaba. De mult timp Gravina gândea cu totul altfel decât mine și cred că se bucură pentru că am plecat, zice Roberto Mancini. Pentru a-l pune selecționer pe Luciano Spalletti, federația trebuie să-i plătească lui De Laurentiis de la Napoli 2.625.000 de euro, o sumă stabilită de Napoli cu Spalletti după ce antrenorul a cerut să fie lăsat să plece chiar dacă mai avea un an de contract. Și ne aducem aminte, nu așa, Andrei, de clauza pe care o avea Dan Petrescu la CFR Cluj, care oricum era mult mai mică decât s-a scris în presă, pentru că el parcursese o perioadă din contract. Așadar, federația acum nu vrea să dea un leu, iar De Laurentiis nu vrea să cedeze, pardon, un euro, iar De Laurentiis la fel vrea toți banii dacă federația îl solicită pe Spalletti. În această situație, Antonio Conte devine favorit.
Mai avem o știre și despre Mbappé. Da. Deși s-a împăcat cu Paris Saint-Germain. E puțin invidios pe ce bani a luat Neymar și vrea și el. Nu? Da, apropo, Neymar a dat un like la o știre în care se spunea că Mbappé se întoarce și pentru că Neymar a plecat. Iar Neymar a dat un like la acea postare, aha, care a creat o adevărată nebunie. Se pare că nu s-au înțeles foarte bine cei doi. Mbappé nu prelungește contractul până în 2015. Până în 2025. 2025, nu 15. Ai zis 2025. 2025, am scris greșit și am spus prost. Da. Dar va fi dispus să renunțe la o clauză, la acea clauză de fidelitate de 80 de milioane de euro. Presa franceză scria că jucătorul ar fi gata să negocieze, însă după ce Real Madrid a luat foc și a spus că în niciun caz nu mai vrea să audă de Mbappé, imediat l'Echipe a anunțat că Mbappé de fapt nu prelungește cu Paris Saint-Germain, rămâne pe pozițiile lui și la vară ar putea pleca gratis. Aveam o bombă de zvonuri, dacă pot să zic așa, Corriere dello Sport azi noapte a scris că deja se știe viitorul antrenor al lui Paris Saint-Germain, deși Luis Enrique a avut un singur meci oficial. 0-0. Bă, când v-am zis, când ți-am zis ieri, da, că ăștia, la ăștia e balcanist, să nu zic țigăneală, să fiu elegant, balcanist ca la noi la PSG, ați râs ieri în studio, m-ai înțeles? Deci ăștia sunt mai răi ca noi. Crede-mă. Deci nu, ăștia sunt mai răi. Cine vine? Nu spune că vine Zidane. Nu, a făcut 0-0 cu Lorient, e adevărat că n-a jucat așa cum își doreau conducătorii, dar i s-a spus așa lui Luis Enrique, dacă nu câștigă Champions League, pleacă, vom vedea când va ieși din Champions League, pentru că sunt convins că nu va obține această competiție, trofeu, vine Roberto Mancini, care tocmai ce a plecat de la Națională și despre care se spune că va lua 40 de milioane pe sezon, timp de 3 ani ca selecționer al Arabiei Saudite. Am înțeles. Bine, Gabi. Iar la da. Final... La nu, final nu, nu, mai ține, lasă, mai ține și pentru tura următoare, că am mai intrăm înțeles, o dată. Sunt aici, la da. Dispoziția... Arde ceva? Nu arde. Hai, zi acum, zi, că te simt așa, că ai un regret, zi. Nu e, îmi iubesc toate știrile, ăsta e adevărul și slavă Domnului, voi căuta și altele pentru a doua intervenție. Messi este lider pe internet. Este lider, 1.700.000 de menționări ale lui Messi în ultima lună. Mbappé 4.800.000, Cristiano Ronaldo 3 milioane, Neymar 2.600.000. Vorbim de aparițiile pe internet, fie ziare online, fie forumuri, Twitter, YouTube, TikTok. Dar în ce perioadă? Pentru ce perioadă? O lună de zile. O lună de zile, 11,7 milioane de... Deci cel mai promovat nume, nu? Cel mai urmărit, cel mai promovat nume. Exact. Cel mai menționat om din lume. Cel mai internet. Mediatizat om din lume. Exact. Lionel Messi. Deci mai zi o dată. 11,7 Messi, locul 2, mai zi o dată. Mbappé 4.800.000, da. Cristiano Ronaldo 3 milioane fix și Neymar 2.600.000. Da, da, interesant. Da, 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 da. Bine, Gabi, mersi, vorbim. Da, interesant. Tu ai fost în America? Ai fost Gianni? Ai fost în America? În America. Da. Adică ai fost da. În America? Da. Tu ce la ăștia, domne, cu industria asta divertismentului? Că uite-te și tu, l-ai văzut ce l-au învățat? L-ai văzut ce l-au învățat după ce dă goluri Spider-Man? Da, Spider-Man. După ce dă goluri, asta e acum ultima fiță lui Messi. Da, 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 face ca Spider-Man. Că dă în pânză. Pentru că le amestecă. Divertisment, film, show, nebunie, Hollywood, fotbal. E Beckham în spatele lui. Da, exact, exact. Deci acum, că o dăm plasă, că el e pe Angelu, că o dăm plasă. Și el acum așa face. N-auzi că lucrează cu Victoria la o melodie, reînființează și trupa. Cine? O să-i zic că Spires Messi. Da. Victoria cu Messi. O să-l pună aia să și cânte. O să vezi. Bă, dar cât să fie de... Băi, ce acolo? Dacă acolo s-a născut, acolo e... 11,7 milioane într-o lună de mediatizări. Și următorul avea vreo 5. 4,7 în Mbappé. La jumătate. Bă, da, vreau să vă întreb ce. Bă, Gianni, Robert, spuneți-mi o chestie.
Bă, ce mă cu sumele astea la, la Neymar? Păi bă, da, dacă da, vin că banii așa, bine, știi, știi, nu? Știi, nu, povestea, nu? Banii... Șeful Arabiei Saudite, Sheikhul, știi ce le-a spus, nu? La, a apărut în presa serioasă acum vreo câteva luni, a apărut în Washington Post, a apărut în The Herald, le-a spus că mai mare umilință le-a spus, a organizat Qatarul, da, 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 campionatul da. Mondial, el n-a trăit în viața lui. Corect. Și că îi decapitează pe toți, vorbesc serios, au fost articole foarte serioase, dacă peste 8 ani sau 12 ani, așa, nu organizează campionatul, nu aduc campionatul mondial în Arabia Saudită. Le-a zis la toți. Și da? Cheltuiți cât vreți. M-ai înțeles? Maceta scrie pe voi. M-ați înțeles pe voi? Nu vorbesc serios, au fost articole serioase. Eu acum o dau pe un spirit da, de glumă. Da, da. Dar am văzut articolul în Washington Post și a amenințat toți colaboratorii că dacă nu vede campionatul mondial în Arabia Saudită, că n-a suportat, a zis că a fost cea mai umilitoare lună din viața lui, când Qatarul, plus ca succesul care a fost în Qatar, și ci că asta este strategia de fapt pentru campionatul mondial. Nou obiectiv, cum ar da, 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 da. Iar banii nu sunt o problemă. Da, banii sunt nelimitați, cât vrei. Consilier, crezi că de la federație n-au nevoie de consilier la federația din Arabia Saudită? Andrei? Nu, păi m-au sunat pe mine. Hă? Deja? L-au sunat pe Andrei. Da, și el ai refuzat. Da, da, și Andrei a refuzat. Da. Nu, nu au nevoie? La bani ăștia n-au nevoie. Da? Nu? N-au nimic, n-au nevoie. Bun. Superfanii etapei, bineînțeles, de la Dinamo, nu? Trebuie să vedem superfanii etapei. Chiar sunt curios să vedem ce zic dinamoviștii. Este rubrica noastră deja devenită tradițională. Pe noi chiar ne interesează ce spun oamenii, ce spun suporterii. Fără de voi știți cum e, nu existăm. Nici fotbalul ca fenomen, nici emisiuni, nici presă, nici nimic. Superfanii etapei, acele voxuri simpatice înainte și după partidă, da? Realizat de colegii de la Superbet, cărora le mulțumim. Cei de la Superbet îi intervievează, umidificator, intervievează, da, așa, înainte de meci pe suporteri și, bineînțeles, le au părerile și după partidă. De multe ori sunt niște discrepanțe extrem de simpatice. Haideți să vedem superfanii etapei de pe Arcul de Triunf, înainte și după Dinamo Botoșani 1-0, rubrica realizată de colegii de la Superbet, un material simpatic, marca Fanatic. Da, eu cred că e prima victorie al Dinamo în acest campionat. Sper să avansăm în, în clasament și următoarele meci le avem cu Voluntari și Petrolul, care cred că bă, această victorie vor veni și celelalte victorii. Simt că disper, n-am mai simțit și o victorie în Superliga de... și eu zic că-i bate. 2-3-0. 1-0. Bate Dinamo. 2-0. 3-2. 2-0. A zice 2-1, dar se poate și 3. Victorie fără niciun fel de dubii. 2-1 sau 3-0. Păi aș vrea țără, aș vrea Gorca la Rusea. Un gol la Rusea. Sper să dea 7 la un gol. Și un gol de la Politic. A fost excepțional, excepțional. Dinamo revine. Dinamo joacă fotbal șampanie. Ocazii multe așteptam să intre, tot așteptam să intre. Aveam forță și prima repriză și a doua tot trebuia. Am așteptat, am avut răbdare, a intrat. Sincer, am dominat, a fost un joc foarte frumos. I-am dominat din primul minut până în ultimul minut, putem spune. Chiar ceva de ținut minte. Din punctul meu de vedere, Denis Politic a avut un joc foarte impresionant. A început să crească și o să avem un jucător foarte bun. Am avut emoții. Am luptat. A fost ok. A fost ok. Dacă ținem tot așa, o să adunăm puncte. Avem nevoie. V-am zis că e rubrică, rubrică, chiar lucruri interesante. Luciani, fii atent, am o întrebare la tine. După părerea ta, așa, dar cum să spun, să încerci, cum să zic, să nu fii subiectiv. Mai mulți fani are Dinamo în România sau Steaua? După părerea, nu, după părerea, ce crezi tu? Mă uitam la suporte, băi, oameni fericiți, mă, chiar fericiți, chiar fericiți. După, nu, dar după părerea, tu ce zici? Are mai mulți suporteri Dinamo? Nu neapărat ce vedem toți și masa adormită, pentru că la Dinamo acum este masa adormită de suporteri în toată țara. În momentul ăsta, din păcate, într-adevăr. Nu, nu, nu. Eu vorbesc cu totul. Și cu cei adormiți, cu între ghilimele de rigoare, cei care, cum să spun, au, sau oarecum retras de zamăgiți. Dar per total, dacă acum îi spune
ăștia s-a lui Steaua, ăștia s-a lui Dinamo. Dinamo fără discuție, pentru că noi avem... Tu chiar crezi că Dinamo are peste... 100%, da? 100%, cei de la FCSB sau Steaua, nici nu știu cum... Da, în fine, nu, am zis Steaua. Da, ok, okay, zicem Steaua. Ei sunt, vin la meciuri, dar ei n-au o galerie anume, ei au câțiva acolo. Dar noi care avem... câțiva, acolo când joacă cu 50.000 de oameni până Arena Națională. Păi și noi câțiva. Nu jucăm cu 50.000? Păi da, dar nu poți să spui câțiva acolo. Nu, eu vorbesc de galerie, practic. Păi ce practic. Galerie? Tu nu ai văzut în Cortegio? Da, mă, sunt 50.000 galerii. Ce, mă, stai puțin, bă, Gianni, 8.000, 10.000 de oameni am văzut la Mustața. Coregrafii, ce facem noi, am văzut Cortegio de 8.000 de oameni la Mustața acum. Nu, ce facem noi, nu facem nicio galerie, nici Steaua, nici Rapid. La ultimul meci în Giulești? Hai, mă, lasă. Nu, 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 aici, nu, dar lasă, eu nu vorbesc de galerii. Nu, mă, dați, sunt, nu pot să zic, Gianni, că ăștia... Hai, mă, uitați-vă ce facem noi pe Arena Națională. Ce făceați? Ce, nu, ce făceam, păi. Dar crede-mă că dacă noi revenim acolo unde ne e locul, spectacolul e de asigurat. De ce tu zici că voi aveți galerie mai tare, galerie decât a Rapidului? Mult mai tare. Ei, ai lor sunt constanți. Sunt acolo ai lor și atât. Nu vorbim de toată țara, sunt atât. Sunt constanți, punct. Nimic mai mult. Zici, mă, sunt câteva mii meci de meci în Giulești. Am spus că indiferent sunt constanți de divizie și masa de suporteri și în provincie. Nu vorbim doar de suporteri din București. Unde, mă, în provincie? Unde vă duceți voi? Cu ce vă duceți voi? Cu ce? În provincie, câțiva. Câțiva? Păi, păi câțiva sunt la voi acolo în groapă, că la un moment dat păi acum, la momentul actual, păi noi vorbim de acum, câți erau în divizia B? Eu vorbesc înainte. Nu, câți erau în divizia B? Eu vorbesc înainte, eu nu vorbesc acum. Acum 20 de ani, când era echipa aia bună, când jucai tu, când... Ascultă-mă, da, eu asta vorbesc. Azi. Nu, eu de asta vorbesc. Așa, și eu spun că dacă acolo, Dinamo... Acum 20 de ani, sunt și la Dinamo. Eu dacă vorbesc acum, dacă Dinamo revine acolo unde este locul, la revedere, dominăm iarăși. În B? Nu, mă, în Liga 1 vorbesc. Steam, Liga? Nu, că ai zis acolo unde e locul și de-abia au venit aici. Eu vorbesc aici de ce se întâmplă acum. A, ce mișto, bă, te-ai face bâză. Bă, fii atent, m-a eu cred că Dinamo nu o să aibă suporte nici la nivelul Rapidului, galerie mă refer, nici la nivelul FCSB-ului, până nu o să existe un stadion în Ștefan cel Mare. Ca lumea. De nu ăsta ce e, paragina asta ce e acum. Acum, da, la momentul actual ne trebuie și acel și, stadion exact, de care vorbim. Iar pe Arcul de Triumf, că zici tu că sunt mulți. Nu, păi nu, sunt nu mulți, dar într-un spațiu nu, mic. Nu, ascultă, acum nu vorbesc. Nu, că, băi, exact, atent, hai să facem spun o precizare. Nu acum. Asta eu vorbesc zic de ce a fost înainte și de ce va fi. Era acum 15 ani când se juca în groapă. Aia zic. Erau... ce e acum pasul de bă, aici, aici că zici că o galerie lui Dinamo e mai frumoasă, mai tare decât a Rapidului, dăm voie să am dubii acum la ce am văzut. Nu, nu, dăm voie nu să păi stai, zicem peste, acum. Zici tu? Acum da. Acum nu, acum e vorbim, mult eu vorbim peste Rapid. Nu, eu vorbim acum, da. Acum, din păcate, noi n-avem forță. Galeria Rapidului de Champions League. Dar suporter per total în toată țara aveți cei mai mulți din România, după părerea ta? Cu tot, cu totul. Nu, lasă galerie, lasă, în toată țara. Peste Steaua? Adică cei mai mulți suporteri ai, la sunt dinamoviști. Da, după... dar la ora actuală nu pot să zic asta. Nu, nu, după părerea ta. Normal că eu țin cu ai mei și vreau să zic că da. Dar nu pot să fac acum o evaluare. Mm-hmm. Că noi n-avem cum să sau steliștii pretenzi sunt cei mai mulți. Totuși. Ei acum na, s-au bătut tot timpul acolo și au fost și până de steliștii europene parcă, nu? Ei vin acum. Nu? Steliștii cei mai mulți. Da, vin. E, vorbim despre continuitatea rezultatelor, ceea ce la Dinamo n-a existat, mm-hmm, la FCSB, da? Și mai vorbim despre oameni care în 1986 erau tineri, adolescenți, care au trăit cu echipa asta și ei țin cu echipa asta. Cu ultimele performanțe importante la nivel de cupe europene, câștigarea unui trofeu important aparțin FCSB-ului, iar foarte mulți dintre suporterii ajunși la maturitate azi au crescut cu echipa aia. Iar Dinamo s-a zbătut în sărăcie, în insolvențe noi și așa mai departe. Noi mult rău și de tot, mult la capitolul ăsta și chiar și așa tot respectul deci, pentru ce... suporterii noștri da, clar. Au venit cât deci, au venit, azi, cum au venit. Azi la momentul ăsta și tu crezi că cei mai mulți sunt steliști. În toată țara, nu? La momentul ăsta azi. Normal, pentru că la momentul ăsta FCSB-ul tot a fost acolo în frunte, s-au bătut pentru titluri. Ce părere ai, Gianni? Sunt curios de toată povestea asta cu Rapidul. E șumudică, e mai degrabă șumudică omul care se pliază pe spiritul Rapidului? Cum vezi păi, tu lucrurile? Știi cum o văd eu, serios? Da, adică, da, până la urma urmei, șumudică nu poate să-l conteste nimeni, că nu e rapidist, că n-a jucat corect pentru Rapid, că n-a făcut lucruri pentru Rapid, că nu e un om care a pus sufletul pentru Rapid. Faptul că lui nu i s-a dat o șansă să antreneze Rapidul, nu știu de unde și de ce și cine a venit ai cu ideea asta. Ai crezi că e o nedreptate? Totuși? Mi se pare că este o nedreptate, da. Uh-huh. Pentru că omul ăsta,
ok, cum e el, cum n-a făcut, a făcut, a dovedit că a luat un titlu, a fost pe la niște echipe, a făcut câte ceva. Deci merita, cum au fost și alți antrenori la Rapid și poate nu trebuiau să fie acolo, eu zic că merita și Șumudică să fie antrenorul lui Rapid. A? Da. E, se pupă pe spirit? Se pupă pe spirit, dar sunt oameni care n-a. Uite, unii care îl vor și unii care nu îl vor. S-a luat decizia să nu ajungă la Rapid. Da, bine, pentru că Robert la început emisiunii a zis foarte bine, Robert. Zice, bă, știi cum e, trebuie să te placă ăla cu banii până la urmă și până la urmă. Mare. Da, da, până la urmă, că știi cum e, înțelegi până la urmă. Tu ce crezi, Andrei, părerea ta care despre ce se întâmplă despre la Rapid? Despre suporter sau despre... Da, despre suporter nu, că na, știi cum e, tu nu ești, ca să zic așa, Gianni este identificat dinamovist, Robert e identificat rapidist, înțeleg. Sunt identificat echilibrat. Echilibrat, da, 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 da. Ce părere ai de situația de la... Nu, că chiar vreau să spun un lucru pe care lumea trebuie să-l cunoască. Ultimul sondaj, cred că a fost acum vreo 3 ani, sondaj oficial făcut, da, între suporteri, arăta că FCSV plus Steaua avea undeva la 47% dintre toți consumatorii de fotbal declarați și prezenți prin acel sondaj, urmată de Dinamo, care era undeva la 16%, după care veneau Craiova, Rapid, undeva la 70%. Dar nu asta este cel mai important lucru. Scuză-mă puțin, că l-avem pe Daniel Nicolae la telefon, președintele Rapidului. Daniel, salut! Vă salut, bună ziua! Și eu te salut! Ce faci? Cred că ai mai vorbit cu cineva până acum? Cred că e prima oară când vorbești cu presa, nu? După ce s-a întâmplat duminică seară. Da, e prima oră, dar nici nu știu dacă am fost sunat. Aoleu, cum adică? Noi, cum te-am sunat ieri, dar am rupt telefoanele ieri. Păi înseamnă, Horia, nu cunosc numărul. Îmi cer scuze. Daniel, mie, sincer, rău că n-am răspuns, dar Daniel, nu cunosc numărul, nu răspund. Daniel, povestește-mi puțin ce sentimente te-au încercat când un întreg stadion ți-a cerut demisia și te-a jignit și așa mai departe, și cum ești tu, cum te simți tu? Pentru că tu ești un mare rapidist, ești un om care pui suflet, ești un om care intențiile tale sunt 100% pentru Rapid și crede-mă, chiar mă gândeam, n-aș vrea să fiu în seara asta Daniel Nicolae. Da, Horia, din păcate nu am putut fi prezent și fizic la meciul contra Petrolului, pentru că nu m-am simțit foarte bine. Abia ieri, după amiază, am reușit să ies din casă. N-a fost chiar întreg stadionul, din câte am înțeles. Nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord cu injurile, dar trebuie să înțelegem și pe suporterii noștri, pentru că nu am început foarte bine acest campionat și vă dați seama, mai ales după ce îți înscrii 2 autogoluri într-un derby cu contra Petrolului și vine a doua înfrângere consecutivă, lucrurile nu sunt în ordine și îi înțeleg din punctul ăsta de vedere, încercăm să reglementăm lucrurile și să strângem rândurile și să reușim să câștigăm duminică, pentru că... Da, e foarte... Dar ce s-a întâmplat? Ți-a fost rău sau de ce n-ai venit la meci? Dar am simțit, cred că... Nu știu, m-am simțit foarte, foarte rău, am și vomitat, dar... Uh-huh. O stare... Sincer, ai fost trist sau ăsta e spiritul Giuleștiului, când ai văzut că, să zicem așa, furia mulțimii sau unei părți, cum spui tu, a mulțimii se îndreaptă împotriva ta? Trist. Da, nu, niciun jucător cu trecut foarte apropiat de Rapid, mai ales că eu sunt născut acolo, cred că nu merită să fie înjurat. Dar din păcate, astea au fost lucrurile, trebuie să ne punem și în pielea suporterilor, pe care pe mare majoritate dintre ei înțeleg. A ieșit o frustrare a lor, mai ales pentru, le-am spus, n-am reușit să câștigăm contra Petrolului un derby, veneam după o altă înfrângere. Poate nici jocul nu a fost atât de bun pe cât au sperat ei. Ați văzut, lumea a încurajat echipa spre final, până la cel de-al doilea. Da, explozia de nemulțumire a fost după minutul 90 sau imediat după golul de 2-0. Dar după golul de 2-0, în fine, atunci.
Nu. De, da, noi da. Dacă ne-am fi ridicat la nivelul suporterilor, cu siguranță am fi fost pe primul loc. Da. Însă sperăm să o facem pe viitor. Te-ai gândit să-ți dai demisia sau nu? Nu. Nu, pentru că suntem la început de campionat. Locurile se pot reglementa. Sunt foarte mulți jucători noi aduși. Unii dintre ei au fost aduși destul de recent. Sunt niște reglaje care nu sunt încă puse la punct. Uh-huh. Sper convins că echipa va arăta cu totul și cu totul altfel și la fel de convins încă ne vom îndeplini și obiectivele anunțate la începutul sezonului. Adică titlul de campioană? Adică primele trei locuri. Am înțeles. Deci ești optimist, chiar dacă debutul nu-i grozav. Normal că sunt optimist. Dacă n-aș fi optimist, n-aș fi în această funcție. Da, no, ia zi, aș pleca dacă n-aș fi optimist. Normal, logic. Logic. Dar sincer, nici o secundă nu te-ai gândit la demisie când ai văzut ce se întâmplă? Să te gândești, bă, o fi bine totul să fac eu un pas în urmă, în spate, pardon, nici o secundă? Oria, dacă aș ști că Rapidul a câștigat campionatul an de an, aș fi primul care... Ți-ai dat demisia în fiecare an, Nico. Exact. Am înțeles. Am înțeles. Ceva mesaje, ceva, știi tu, amenințări, înjurături pe telefoane, presiunea care o știm cu toții? Nu. Sunt lucruri care se întâmplă. Sunt lucruri care se întâmplă, mai ales, m-am spus, când apare o anumită frustrare, lucruri pe care le pot înțelege. Mai puțin injuriile, dar asta e, apar și astfel de lucruri, din păcate, și trebuie să le luăm ca atare. Trebuie să strângem rândurile, să facem lucrurile mai bine ca să nu mă ia apar astfel de evenimente neplăcute. Da. Ți s-a părut nedrept că, să zicem, tu ai fost țintra furiei mulțimii, ca să zic așa? Paratrăznetul? Da. Nu știu, contează mai puțin. Prefer să fiu ținta suporterilor la eșecuri, dar echipa să-și devină și să câștige meciurile pe care le mai are de disputat. Da, ok. Deci ca să închidem subiectul ăsta, nu-ți dai demisia, ai încredere, mergi mai departe alături de băieți. Ca să închidem subiectul. Dar nu s-a pus niciodată problema de lucrul ăsta. Cum? Nu s-a pus niciodată problema de lucrul ăsta. Să stai puțin într-un loc, 2-3 minute cât vorbim. La antrenamentul băieților și... Da, 3 minute. Cât... Da. Te-ai băgat la joc? Nu, Robert, nu. Da. Ți s-a părut nedrept că furia mulțimii s-a îndreptat și împotriva domnului Șucu? Am spus, sunt niște lucruri care apar la nervi. Este clar că și suporterii noștri, sau mulți dintre ei, au devenit foarte pretențioși. Este clar că sezonul acesta așteptările sunt mai mari. Pe undeva este și normală reacția lor, dar cum am spus, și suporterii trebuie să aibă răbdare, pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte. Nu te întreb, pentru că văd că domnul Șucu cu domnul Angelescu, am zis domnul Șucu că e principal acționar, bagă bani, apropo și de transferul și de tot, de-aia te întreb dacă ți s-a părut oarecum nedrept. Încercăm să facem lucrurile cum trebuie. Încercăm să aducem jucătorii de care avem nevoie ca să ne îndeplinim obiectivele. Este clar că toată lumea și-ar fi dorit ca lotul să fie gata la ora primului antrenament. Din păcate, sunt foarte puține echipe care fac probleme și cu Rahmani, știți foarte bine, Index n-a comunicat, mai durează o perioadă, sperăm, cât mai scurtă de timp, până putem să-l și folosim. Da, lucrurile se vor reglementa. Nu se fermă. Am mare încredere în băieți, în echipă, în Cristiano, că vom face treabă. Așa. Apropo, ai vorbit cu domnul Șucu? E supărat de ce s-a întâmplat? Că știu că vorbiți, că aveți o relație foarte bună. Da, normal. Normal că am vorbit. N-am deschis subiectul, pentru că probabil și dânsul era supărat după meci. Eu eram supărat, toată lumea era supărată după acel meci. Am vorbit a doua zi, dar n-am mai deschis subiectul pentru că nu-și mai lucrurile merg mai departe și sperăm să ne vedem duminică la stadion și să sărbătorim în sfârșit prima victorie pe teren. E un meci, cât de important e meciul, ținând cont de actualul context, să-l câștigați cu Farul? Toate meciurile sunt importante, Horia. Asta e poate mai important pentru că, exact cum ai spus și tu, e contextul acesta. Venim după două înfrângeri consecutive și pe acest început de campionat lucrurile n-au stat exact cum ne-am dorit.
Problema e că am început bine, cred că am jucat 45-60 de minute bine, foarte bine cu Sibs și pe urmă am câștigat meritat la Mediaș contra celor de la Ucluj. Apoi au venit aceste meciuri care n-am mai fost așa de agresiv, atât defensiv cât și ofensiv. Și dacă ar fi să reușim să mai jucătorilor, lucrul acesta l-aș acoșa. Dacă sezonul trecut transformam tot ceea ce venea în tribună pe teren, adică acea agresivitate pozitivă și acea putere și transformați în Giuleștiul într-o fortăreață, din păcate lucrul acesta n-a mai reușit sezonul acesta și sper ca duminică să deblocăm, pentru că n-aș vrea ca presiunea să le toarnă toate plumb în ghete băieților, trebuie să facă față acestei presiuni, presiunea a fost, este și o să fie tot timpul în Giulești. Da. Spune-ne despre transferuri, că văd că nu vă opriți și asta e bine. Borza l-ați închis? Ați bătut palma? E subiect închis? O să vedeți că o să facem anunțul probabil în cursul zilei de astăzi. Păi da, dar ce naiba, că s-a tot scris, am scris și noi, toată lumea știe, adică nu mai e un secret, toată lumea știe. Noi am vorbit și cu Giovanni ieri în emisiune, adică lucrurile sunt clare. Păi tocmai, când o să fie închis din toate punctele de vedere, atunci o să facem anunțul, Horia. Da, știu, dar nu, mai poate întâmpla ceva? Mai e vreun... Nu. Nu. Am înțeles. Cât e de important acest transfer? Mie mi se pare top 3 transferuri în România în vara asta. Nu știu, un jucător foarte, foarte bun, un jucător tânăr, potențial foarte, foarte mare. Ne poate ajuta și regula de under. Avem mare încredere în el și sperăm să ne bazăm pe el de la ora... Cât mai repede. Că bine, el poate să joace. Apropo, are vreo clauză să nu joace cu farul? Nu. Poate juca. Adică e vreo clauză din aia că n-are voie să joace cu farul? Nu. A, deci poate, dacă Bergodi hotărăște, poate juca împotriva farului? Da, bineînțeles. A, interesant. Cu Sirigu cum stați? E ceva adevăr că negociați sau sunt povești? Varianta a doua, n-am auzit. Am tot citit presă de această variantă. Aha. Nu știu absolut nimic, nu este nimic adevărat. Deci nimic cu Sirigu, cu portarul, nu? Cu campionul european. Avem doi portari foarte buni, avem doi juniori foarte buni, Moldo cu Drăghia, Bogdanel și Codruț, care sunt doi juniori foarte buni. Cred că prisma portarilor suntem închiși. Am înțeles. Deci nimica. Încă un lucru. Rahmani, ce se întâmplă cu el? Rahmani așteptăm ca să iasă actele. Știi foarte bine că durează. Dar știu și când crezi, adică după din ce știi tu ca om pe partea, când, cam în cât timp ar putea debuta? Nu știu, 3 săptămâni, o lună, când? Cam așa, dacă aș fi să fiu optimist, aș spune 2 săptămâni jumătate, dacă aș fi pesimist, aș spune o lună. Deci, după pauza cu echipa națională? Ar fi ideal înainte, dar... Nu vreau să-mi fac iluzii. Deci realist vorbind după, nu după meciurile naționale, realist. Cam acolo. Eu sper cât mai repede. Nu depinde de noi. Mai aduceți, Nico, ceva? Nu știu, vom vedea până la finalul perioadei de mercat. Momentan, eu zic că suntem bine. Trebuie să aducem toți jucătorii din punct de vedere fizic la același nivel. Trebuie să lucrăm foarte mult la relațiile de foarte mulți jucători. Și atunci, cu siguranță. Da, deci se vorbea de un mijlocaș. Mai aveți nevoie de un mijlocaș? O să vedem. Dani, Nico, o ultimă întrebare. Postul lui Bergodi ține de meciul cu Faru? Nu. E condiționat de rezultatul cu Faru? Nu, Maria, noi sperăm să câștigăm și atunci lucrurile vor reintra în normal. Bun, Doamne ferește pentru voi dacă nu câștigați. E condiționat postul lui de meciul ăsta? Nu cred. Nu lucrezi? Trebuie să câștigăm. Iau doar varianta victoriei. Cum așa trebuie să fie la fiecare meci al Rapidului. Trebuie să mergem să ne impunem jocul, să câștigăm. E în regulă. În această perioadă nefastă. Da, din pasa asta proastă, corect? Pentru că e și păcat de toate eforturile care se fac de la domnul Șucu până la tine. Sunt bani mulți băgați. Ați băgat câteva milioane prezidente în transferuri, na?
Și nu doar bani, sunt sentimentele noastre, sentimentele suporterilor și trebuie să reușim să ne atingem obiectivele sezonul acesta, pentru că am anunțat ceva și trebuie să ne ținem. E în regulă, îți mulțumesc, succes mai departe, baftă! Mulțumesc, zi bună! Zi bună, la revedere! Mulțumesc că a fost președintele Daniel Niculae, care practic a clarificat Robertul. Da, una peste alta. Nu-ți terminase ideea că te-am întrerupt. De fapt, nu, Andrei, era la Andrei. Andrei, pe tine te-am întrerupt, da, scuză. Vreau să termin ideea cu suporterii. Asta sunt cifre oficiale, dar ceea ce mi se pare foarte important e modalitatea în care un copil devine suporterul unei echipe. Și de lucrurile astea ar trebui să țină cont cei care conduc cluburile respective, să fie conștienți de mecanism. Copilul începe să țină cu o echipă din două motive. Unu, este mediul familial. În momentul în care familia este suporterul unei echipe, proporția cea mai mare, peste 90%, este ca acel copil să devină fanul acelei echipe. Dar sunt familii care fie nu sunt consumatoare de fotbal, fie nu au o echipă atât de favorită. Și atunci, cum devine copilul suporterul unei echipe? Copilul se îndrăgostește de eroii pozitivi. Copilul se îndrăgostește de eroii care câștigă. De asta spun că e foarte cum important. S-au îndrăgostit copiii din Amoviș de Robert Niță. La propriu și la figurat. Este foarte important ca în tot procesul tău echipa să nu aibă o serie foarte lungă de înfrângeri. Și o să vă dau un exemplu de la mine din casă, 3 de mii. Deci eu am două fete. Nu sunt mari consumatoare de fotbal, dar trăind într-un același mediu, vrând nevrând, stând în casă acolo, s-au uitat la meciuri, că era televizorul deschis pe meciuri. Fata cea mare a deschis ochii și a început să înțeleagă ce e fotbal în anii 2000. Este născută în 89, da? În anii 2000 a deschis. Este dinamovistă. De ce? Pentru că a deschis ochii și a văzut echipa din anii 2000 care câștiga. Nu pot să nu mă abțin, nimeni nu e perfect. N-am cum să mă abțin. Okay. Aici te înțeleg. Ce rău e ăsta, băi, n-ai văzut. Mare dreptate ai. Continuarea, fata cea mică, care este născută în 96, a deschis ochii în perioada în care Steaua cu Zenga elimina pe Valencia, perioada aia în care Steaua a început din nou să urce după o perioadă de cădere. Și ea ține cu Steaua. Deci, copilul se îndrăgostește de eroul care câștigă, de Spider-Man, de eu știu care, toți personajele de benzi desenate. Nu se îndrăgostește de un loser. Nu se îndrăgostește de unul care face rău, ci de unul care face bine. Și asta trebuie să, de asta trebuie să fie conștienți conducătorii cluburilor cu suporteri mari, că nu pot lăsa o perioadă foarte lungă de timp fără rezultate pozitive. De ce? Pentru că încep să piardă din masa de suporteri. Potențial suporte, cei care vin din spate. Da, pentru că, ok, Robert a zis foarte bine, Steaua și-a făcut /FCSB, înțelegeți ce vreau să spun, și-a făcut marea masă de suporte pe o perioadă extrem de lungă în care echipa a câștigat. Și a avut performanță. Iar ăia pe care... Dinamo la fel, a avut performanță. Exact. Pe cale naturală se vor duce. La începutul anilor 70, Steaua era a treia forță bucureșteană la nivel de suporte, după Dinamo și Rapid. Acestea erau forte. De ce? Rapidul câștigase campionatul în 67, se bătea la titlu tot timpul, Dinamo nu mai vorbesc. Atunci au creat foarte multă masă de suporte și au creat cluburi precum UTA, Petrolul, Universitatea Craiova, care a început din 70 și care cred că și în momentul ăsta este echipa cu cei mai mulți suporteri în afara Craiovei. Așa cred. În țară, că, da. În țară, dacă e proporțional la numărul de nivel de național, da? Învățând din această lecție, poți să-ți creezi bazinul de suporteri dacă știi cum să acționezi. Este și al doilea, că ai zis că sunt două, ce văd acasă? Aia ce văd acasă, aia... Și al doilea, a doua componentă? E asta, succesul echipei. A, succesul echipei, înțeles. Succesul echipei creează suport. Da, frumos spus. Frumos. Și realist. Frumos. Echilibru, are dreapta. A? E bun pochin ăsta? Nu, degeaba e. Numărul 1, 2 și 3. Numărul 1, 2 și 3. Am înțeles. Am înțeles. Deci astea două, nu? Mediul familial și puterea echipei de a face performanță. Da. De a avea jucători care să facă diferența. Că, vedeți, eu asta tot încerc aici la Fanatic. Eu încerc la Fanatic în felul următor, să creez niște personaje.
Da? Eu vreau să creez niște personaje. De-aia vă tot întreb. Florinel sau Mitriță? Da? De ce? Pentru că vreau să scot în față niște jucători. Oamenii au nevoie de lideri. Oamenii au nevoie de vedete. Oamenii au avem și noi nevoie de Messi al nostru și de Mbappé al nostru. Da, ei au nevoie la rândul lor de succes, să câștige campionate. Bun, dar încă o dată e și datoria noastră, cum să spun, chiar să-i umflăm pe acești jucători. Pentru că atunci se creează efuziune. Lumea vine, cum zicea Mihai Rotaru ieri când a intrat la noi în emisiune. Zice, domne, Mitriță este printre puținii jucători din ultimii ani din România la care când joacă în deplasare vin și suporterii adverși deci pentru ei autograf. Să-l vadă. Da. Nu, și să-l vadă. Că e mingicar, că provoacă spectacol. Cum de exemplu în MLS, suporterii echipelor adverse acum vor rupe stadioanele, da? Suporterii gazdă, cum ar veni când vine echipa lui Messi. De ce? Să-l vadă pe Messi. Corect. Da? Așa cum în Arabia Saudită au rupt stadioanele suporte echipelor gazde când a venit la ei Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Și exemplele continuă. După aia, deci trebuie făcute personaje, create personaje, de-aia l-am creat pe Nadari. Dar în meciurile astea trebuie să câștige. Da. Deci trebuie să câștige ceva, să câștige aproape meci de meci, să dea goluri. Pentru că altfel copilul ăla degeaba să uită. Dar uite-l pe Mitriță, 5 etape, cel mai bun jucător, Coman, și-a revenit, a început să joace. Băieții, trebuie să creăm, îmi pare rău că a plecat Ali Beg. Deci atenție, îmi pare rău că a plecat Ali Beg, mor că a plecat Ali Beg, pentru că era unul dintre protagoniștii acestui campionat. Plus că era Budescu acolo. Exact, exact, de aia l-am creat pe Neadarie, suporterul fenomen al FCSB-ului. Da? Materialul cu Neadarie din emisiune, 150.000 de citiri. Neadarie, suporterul, pentru că avem nevoie, cum zice și Andrei Bochin, avem nevoie de eroi. Despre asta e vorba. Și ceea ce, în contraparte, ce nu pot să înțeleg la cei care se populează fotbalul, este modul în care nu-și dau seama cum să crească acest produs și modul în care încearcă să scoată în evidență numai lucrurile negative. Modul în care se atacă unii pe alții. În loc să iei să înțeleagă că dincolo de meciul propriu zis, dincolo de meciul de fotbal, fac parte dintr-o industrie, dintr-un business pe care trebuie să-l crească împreună, pentru că nimeni nu va câștiga dacă acel business va fi defăimat săptămână de săptămână de săptămână, exact, în același fel. Okay. Asta încercăm aici, de exemplu, la Fanatic Superliga. Chiar dacă unor nu sunt meciuri grozave, noi trebuie să creștem competiția. De ce? Pentru că toată această emulație se va întoarce în favoarea tuturor. De la fenomenul fotbal, de la fotbaliști, de la conducători, până la noi ziariști, până la urmă. Și în primul rând, Horia, să nu mai punem piedici. Uite-te, mă uit acum la Neadarie, da? Da. El e în Ghencea, da? Da. Acolo e casa lui. Da. De ce îi pui piedică omului să te duci pe la Arcul de Triunf sau unde vrei tu când acolo? Lasă-l să joace acolo. Lasă-l să vină acolo, corect? Da. Să nu mai punem piedică spectacolului. Da, ia uite-l pe Neadarie, ia uite-l. Vineri știi că îl sun să-l întreb, vreau să-mi fac analiză tehnico-tactică pe nord. Da, îl sun. Vineri l-am sunat, îți dai seama ce o să fie, știi? Da, nu, ai dreptate. Hai că l-avem pe Daniel Șendre pe Skype. Daniel Șendre nu mai are nevoie de prezentare. De aproximativ o lună de zile, noul nostru colaborator la Fanatic.ro, fapt care ne onorează și la Fanatic și la emisiune. Daniel, salut! Salut, Horia, salut tuturor. Gata, și pentru mine să fiu cu voi. Mulțumim, dar gata, te-ai întors, că erai, am crezut că din pe unde ai fost pleci în Arabia Saudită să faci acolo documentare, să vezi ce se întâmplă cu Liga Stelelor. M-am întors, Horia, într-adevăr am stat doar 10 zile, nu am fost mulțumit de oferta primită de la Arab și așa că am revenit. Ai revenit la Fanatic. Cu Fanatic. Sunt mulțumit, sunt fericit la voi, deci... Tot ok. Nicio problemă. Daniel, prima victorie în sfârșit pentru Dinamo, 4 puncte Dinamo cu un punct mai puțin decât mult lăudatul Rapid, ca să-ți dau doar să-ți dau așa un termen de comparație. A venit prima victorie. Facem nuntă? Categoric nu trebuie să facem nuntă, însă trebuie să trăim la fel de categoric clipa. Era momentul ca Dinamo să câștige, avea toate aturile necesare, nu trebuia decât să le speculeze, ceea ce a și făcut. Suntem bucuroși, bineînțeles, toți cei care ne-am declarat simpatiile albroșii. Cum ți s-a părut așa per total? Victoria meritată? De fapt nu, hai să te întreb invers.
Cum ți se pare noua revelație Denis Politic? Tu ai cea mai mică idee cum a fost adus? Poate voi suporterii, că tu întotdeauna se știe, tu ești cu inima acolo, nu ești doar jurnalist, poate știți cum a fost adus acest Denis Politic? Care e povestea lui Politic? Un jucător care ieri chiar ne-a plăcut tuturor. N-aș putea să spun că știu exact în amănunt povestea aducerii lui. E clar că băieții care se ocupă de scouting acum urmăresc jucători. Cifrele lui erau bune. CV-ul lui de asemenea era unul atractiv, mai ales pentru campionatul românesc. El fusese chiar și internațional. Ne bucurăm până la urmă că indiferent care a fost mecanismul prin care a ajuns la Dinamo, el chiar a ajuns și vedeți bine că este un jucător care face diferența, un jucător capabil să scoată om din joc, un jucător care își asumă acțiuni. El chiar este prezentat pe site-urile de specialitate ca având un ochi pentru oportunități de a finaliza spectaculos, deci nu este o întâmplare faza de aseară. Un jucător cu șut și cel mai important aspect în toate astea, peste toate astea, adică este faptul că este și tânăr, are doar 23 de ani. Dinamo, pot să spun că nu, din ce am văzut până acum, n-am mai avut un asemenea jucător de ani buni. De ani buni, nici nu știu cât o fi dat pe el, avem idee, știi cumva? N-au dat niciun ban, Dinamo este un club în insolvență, cluburile în insolvență nu își permit, nu au voie să plătească sume de transfer, de aceea vin doar jucători liberi. S-au plătit probabil bani la semnătură, i s-a oferit un salariu atractiv, el a venit știind și fiind atras și de fanii noștri care sunt absolut spectaculoși. Deci Dinamo n-a plătit niciun leu pe Politic? Niciun leu pe Politic. El nu a venit prin transfer, niciunul dintre cei veniți acum sau de când s-a intrat. Și nu cred, eu nu cred că are mai mult de 4.000 de euro pe lună salariu, Daniel. Eu mi-aș dori să aibă mai mult de 4.000 pe lună, pentru că el și trebuie să rămână. Cu siguranță că acum, fiind în Superliga, ochii sunt mai mulți cei care privesc. El trebuie să fie fericit, la fel cum sunt eu la Fanatic, cum ziceam mai devreme. Și este genul de jucători care nu doar că înscrie și se poate câștiga meciuri, dar îți aduce și oameni. Exact, îți aduce, îți face spectacol. Apropo ce vorbeam noi, păstrând proporțiile, bineînțeles, de jucătorii ca Mitriță, ca și Coman, pentru că ieri Politic a făcut spectacol. Dacă ne aducem aminte doar de șutul din lateral, o semi-foarfecă laterală care s-a dus în bară, de mult n-a mai văzut execuția așa frumoasă în Superliga, Daniel. Da, e genul de jucător care produce spectacol, da. Absolut, și execuția despre care vorbești tu este genul de execuție pe care o faci din instinct. Nu ai timp să gândești acolo doar dacă ești fotbalist. Eu chiar asta am spus aseară după meci pe contul meu de Facebook, că Denis Politic este fotbalist. Da. Ce ți-a plăcut aseară, așa în două vorbe, la Dinamo, pe lângă victorie? Mi-a plăcut faptul că Ovidiu Burcă, fără să renunțe la principiile sale de joc, a antrenat mai mult în jocul în ultimii 30 de metri. Dinamo a avut posesie, dar nu un procent atât de mare cum a avut în jocurile anterioare, doar 55%. Dinamo a verticalizat mai mult. Acuratețea paselor însă a rămas aceeași, foarte ridicată, 80%. Mi-a plăcut atitudinea băieților. Nici o secundă nu am avut emoții că Dinamo nu va câștiga, pentru că în momentul în care îți dorești, în momentul în care stai tot timpul cu fața la joc, în momentul în care ai atitudine, în momentul în care pui presiune, este imposibil, teoretic cel puțin, să nu se întâmple și un gol. Chiar așa cum s-a întâmplat cel de aseară, după o pătrundere. Eu le spuneam la prieteni aseară că sigur Dinamo va marca în prelungire. Așa simțeam la cum merge jocul și pentru că Dinamo nu a renunțat nicio secundă. Eram sigur că o să câștige în prelungire.
Exact asta spuneam și eu, Horia, îți dai seama care va fi cel mai probabil dezbondământ al unui meci, doar privind ce se întâmplă. Dinamo nu a renunțat la ideea de a câștiga 3 puncte, nicio secundă, în a doua repriză le-a și ieșit foarte bine jocul, tribunele contează enorm la echipele acestea mari și foarte mari, ați văzut foarte bine câtă energie le dau. Peluzele noastre sunt genul de peluze care efectiv nu te lasă să lâncezești pe teren. Ei te poartă efectiv pe scut spre front, spre luptă și rezultatul este unul fericit pentru noi, chiar dacă a venit în minutele de prelungiri, dar a venit. Dă Burcă liderul incontestabil a ceea ce s-a format la Dinamo? Că vorbim de politic, dar după părerea mea, Burcă este liderul detașat la ce se întâmplă. Liderul, omul care a coagulat energiile în direcția bună, așa mi se pare. Adevăratul lider al lui Dinamo astăzi mi se pare Burcă. Sigur că da. Burcă este și cel care îi ține pe actualii acționari în spate, ca să, dacă pot să mă exprim așa. Este tot ceea ce au acționarii în acest moment. Burcă a reușit promovarea anul trecut, pe el îl ajută foarte mult și faptul că este atras de psihologie, deci știe să vorbească cu jucătorii, știe ce să le spune, este genul de antrenor care scoate maximum din ce are la dispoziție. El până acum ce a spus, el este singurul de la Dinamo, de altfel, care tot ce a spus a livrat. Ne-a spus anul trecut că are nevoie de 6-8 săptămâni să formeze o echipă. S-a întâmplat, Dinamo a început să joace după fix 6 săptămâni. A cerut puțin timp și tura asta și se pare că Dinamo din nou începe să joace așa cum ne-am promis. Dar ce înseamnă că Burcă îi ține în spate pe actualii acționari, pe cei de la Redentoi? Păi vă dați seama că este ca o gură mare de aer pentru ei această victorie. Burcă este respectat la Dinamo, Burcă este apreciat și de aceea tot ceea ce spune el are o valoare foarte mare. Adică practic prin aceste victorii a devenit și un paratrăsnet pentru acționari? Categoric. Și având atât de multă încredere, fiind atât de apreciat în groapă, tot ceea ce spune el capătă o greutate aparte pentru acționari, pentru suporteri, pardon. Acționarii știu acest lucru, de aceea au și apelat la el. Întâlnirile pe Zoom, când se făcea crowdfunding, de aceea Burcă participă inclusiv la întâlniri administrative cu firme de audit sau ce. Deci paratrăsnetul Burcă. Exact. Un risc de altfel pe care Burcă și l-a asumat, pentru că în cazul în care lucrurile nu își reveneau sportiv, el singur practică și făcuse firul mai scurt. Cum? Adică? Își făcuse firul mai scurt în sensul în care dacă lucrurile nu merg bine, suporterii văd că nu merg bine, dar tu iei pe umeri și spui nu, oameni buni, de fapt sunt foarte bine lucrurile, declarându-ți loialitatea față de acționari, spunând că trebuie să-i ajuți, arătând asta, și deci nu s-ar fi întâmplat sportiv, atunci mulți suporteri s-ar fi întors imediat împotriva lui Ovidiu. Și automat și împotriva acționarilor, normal. Categoric, dar ei sper că sunt conștienți de valoarea lui Ovidiu Burcă pentru ei. Eu sper ca Ovidiu să se întoarcă strict la partea sportivă și să se concentreze doar pe asta, pentru că avem treabă multă de făcut la Dinamo și urmează meciuri care pot fi câștigate. Pentru că în etapa 8-a, 9-a, 10-a vin. Da, normal. Meciurile care nu pot fi, trebuie câștigate, Daniel, nu pot fi, trebuie. Este obligatoriu să fie câștigate. Dacă nu câștigi, cum a fost meciul de aseară cu o echipă care este imediat deasupra ta, deci penultima în clasament. Dacă nu câștigi cu Voluntari, care e adevărat că e pe locul 4 și în play-off, dar care a văzut că a luat 3 goluri etapa trecută la Craiova, dacă nu câștigi cu Petrolul,
șansele să câștigi cu Farul, cu CFR sunt mici. Dar apropo, da, Gianica, am uitat să te întreb, ce e cu banii? Mi se pare într-o cădere așa de fort, bă, că el pornise ca liderul echipei și mi se pare că de la meci la nici el nu mi-a plăcut. Se pare că s-a agitat, mi s-a părut ca o muscă, așa, fără cap. Se pare că după ratarea acelui penalti, da, el este într-o scădere totală, psihic vorbind. Da. El l-a apăsat. L-a apăsat foarte tare, dar el trebuie să uite treaba asta, că au ratat toți jucătorii mari ai lumii, au ratat penaltiul, mai ales vorbim de un penalti. Asta e. El trebuie să meargă mai departe și să facă lucruri pentru care are calitate. El chiar are calitate. Să înceapă să joace iar simplu, să scoată om din joc, să alerge cum a alergat până acum și imediat iese din pas asta. Adică parcă i-a apăsat psihic. Dacă ai văzut ieri la meci, da? Burcă, el trebuia să dea centrare. Da. Să vină direct peste fundaș, să vină pe colțul lung. E, asta i-a reproșat Burcă. El a vrut să dea la poartă tare. Asta, deci el trebuie un pic e blocat psihic, să se așeze. Puțin exact. Blocat psihic, da. Nu? La pasă ratarea aia. L-a apăsat, dar gata, s-au dus. Sunt meciuri din 3-3 zile, sunt meciuri la săptămână. Vezi, gata. Pare fragil. Unii jucători par fragil psihic. Este. Da. O ultimă întrebare, Daniel. De fapt, apropo, încep jucătorii lui Dinamo să devină și puternic psihic, apropo de Cegeani, dar plecând de la banii, am văzut totuși aseară jucători puternici psihic, să știi. Parcă mi s-a părut o echipă cu mai mare încredere aseară. Da, și asta este meritul și al lui Ovidiu, pentru că știe să-i treacă prin situații din astea delicate. Jucătorii înainte de a veni la Dinamo și înainte de a veni la orice echipă se interesează despre club, se uită pe filmulețe cu suporteri și ei știu unde vin. Și eu cred că asta din start îi interește pe ei. Ei au un dialog practic cu ei și exact așa își spun că trebuie să arate că merită să poarte tricoul acela greu despre care vorbea Ovidiu aseară pe ei. Victoria de aseară plusează, aduce un plus aici la moralul lor și sunt convins că asta va face să vedem în continuare un Dinamo în care va și deci un Dinamo și mai descătușat. Un Dinamo și mai descătușat. O ultimă întrebare. Daniel, intrarea domnului Cionca în acționariat va produce valuri mari? Pentru că îl văd pe domnul Cionca totuși ca pe un timp ambițios. Eu cred că nu se va opri la cele 100 de acțiuni sau câte sunt. Eu cred că domnul Cionca va vrea încetul cu răbdare să preia controlul sau, mă rog, să fie măcar la egalitate cu Redentu. Ce prevezi cu intrarea domnului Cionca? Domnul Cionca este dinamovist, asta înseamnă că nu este laș. Indiferent cât de greu va fi, domnul Cionca va lupta pentru Dinamo. Eu chiar mă uitam și am zâmbit aseară în momentul în care la interviurile de după meci a spus că Dinamo este cea mai iubită echipă din România, în opinia lui, și efectiv i s-a luminat față. Cred că urmează să vedem pași coerenți făcuți de Andrei Cionca. Evident că are o imagine foarte bună în business. Asta transmite încredere și altor oameni de afaceri să se alăture. Și cred că exact asta se va întâmpla. Bun, dar prevezi și un război civil cu Reden Duaitu? Domnul Cionca a rostit un cuvânt foarte important aseară. Sper că nu a scăpat suporterilor. A menționat cuvântul unitate. Deci categoric domnul Cionca nu a venit să facă războaie la Dinamo, ci să găsească înțelegere în ideea de a ridica Dinamo. Și asta cred că ar trebui să înțeleagă și acționarii din Reden White, precum și suporterii, și să sprijinim capitalul la Dinamo, pentru că Andrei Cioca asta înseamnă capital. Te întreb invers, cei de la Reden White sunt fericiți că Cionca a intrat în acționariat? Sunt convins că nu. Sunt convins că nu, pentru că discuțiile nu s-au concretizat dintre dânsii. Practic, domnul Cionca a găsit o portiță, a intrat pe gaura cheii, practic. Sigur. Voi vă aduceți aminte că am scris un editorial și am vorbit chiar într-un live
în care făceam apel la oamenii ăștia de afaceri interesați, care știam că există, să investească la Dinamo, și domnul Cionca este cel care a făcut chiar mai mult decât atât, pentru că intrarea efectiv în acționariat a fost ca o declarație: suntem aici, vrem într-adevăr să contribuim la revenirea lui Dinamo acolo unde este locul. Da, dar nu sunt fericiți, nu, domnii Nicolescu și Voicu, e clar, nu? Mă îndoiesc, pentru că dacă ar fi fost fericiți, dacă, sper să nu se supere pe mine, sau dacă se supere, asta este, trebuie să mă contrazică. Dacă ei gândeau pentru Dinamo, nu i-ar fi refuzat șanse lui Dinamo, adică discuțiile cu Cionca și cu alți oameni de afaceri care au bani și știu că au bani, ar fi dus la intrarea lor în acționariat alături de Redon Knight în condiții absolut normale pentru oameni care investesc. Da, nu intrare pe gaura cheii, ca să zic așa. Bineînțeles. Printr-un subtext. Însă legea permite ca un acționar minoritar să devină prin infuzii de capital, primărire de capital, sunt pârghii, vă spuneam, care permit unui acționar minoritar să devină acționar majoritar. Dar eu sper să nu înceapă o luptă acum la Dinamo. Eu sper să se așeze încă o dată la masă, să găsească o soluție și să rămână în acționariat. Este, da, problema deșilor de la Redon Knight, dar numai să se gândească la Dinamo. Bine, e în regulă. E în regulă. Mulțumesc, Daniel. Gianni, ți-am zis că te las mai devreme să pleci, ca să zic așa, da. Dar nu mai rămâi să vorbești și cu domnul Burcă? Ba da, sigur că da. Cu domnul Burcă, sau sigur, vrei să pleci? Sigur da? Că da. Că după aia știi cum e, mai înțeles, o să se interpreteze. Corect. Nu? Nu? Corect. Da? Să se interpreteze, da? Că are și licență, da. Doar că, fii atent, Horia, hai să facem ultimul rezumat pe care eu, la ora actuală, vreau să-l fac. Te rog. Apropo de meciul ăsta, eu, cu mentalitatea pe care am avut-o, eu aș face un felul următor. Ok, foarte bine, o gură de oxigen, am înțeles, politic, omul meciului, foarte bun, da? Burcă, antrenorul momentului. Burcă, antrenorul momentului. Da, da. Dar mă crezi că pentru mine, la ora actuală, astea sunt trecut? Da. Deci n-ar trebui să mai existe? Și să ne gândim ce facem meciul următor și meciurile următoare? Pentru că dacă, Doamne ferești, la voluntari pierdem, ce facem? Te întreb acum. Să anulează absolut tot ce am vorbit aici? Da. Eu de asta vreau să spun. Am uitat, bravo, politic, vreau să fie cel mai bun de la Dinamo. Burcă, antrenorul momentului. Momentului să câștige campionatul. Da. Dar hai să apăsăm frâna asta puțin și să vedem ce facem la voluntari. Da, corect. Adică felicitări pentru toți. Nu există, bravo. Hai că îl avem și pe domnul Burcă la telefon. Bună ziua! Te salut, Horia! Vă salut! Și eu, Ovidiu, te salutăm. Mulțumim că ți-ai făcut timp după antrenament să vorbești puțin cu noi. O să plec de la următoarea remarcă pe care am avut-o aici împreună cu invitații și cu Andrei Vochin și cu Gianni Chiriță, cu Robert, păstrând evident toate proporțiile, normal că suntem niște oameni cu picioarele pe pământ. Mi-a adus aminte, mă uitam la ce ați făcut ieri și cum plecați cu mingea și în minutul 90 de la voi, și faptul că nu abdici de la filozofia asta, mi-a adus aminte de Norcelant cu FCSB-ul, repet, păstrând proporțiile și evident valoarea jucătorilor. Toți am lăudat și am fost impresionați de Norcelant, chiar și steliștii. Același lucru mi-a plăcut mult la voi ieri, că și în minutul 93 în continuare n-ai abdicat de la principii, și e o filozofie. Deja începem să vorbim despre o filozofie generoasă pentru fotbal, o filozofie a lui Burcă. Da, vă mulțumesc pentru remarci. Într-adevăr, și eu urmărind meciul Stelei cu echipa daneză, am identificat multe lucruri pe care și noi facem în jocul. Da, avem niște principii foarte clare de joc, încercăm să nu abdicăm de la ele, nici chiar atunci când rezultatul nu este favorabil. Dar lucrul ăsta nu e simplu, pentru că astea nu țin doar de fotbal, țin și de mentalitatea jucătorilor cu care lucrezi, a oamenilor, să nu renunți niciodată, să ai răbdare chiar și în ultimele minute de joc, când ești totuși într-o presiune. Gândiți-vă că totuși aveam un cup după 4 etape,
nu e ușor, dar tocmai de asta mi-am felicitat jucătorii pentru răbdarea pe care au avut-o și pentru faptul că n-au intrat nicio clipă în disperare și în panică. Deci nu am spus lucruri mari. Deci și tu te-ai identificat, repet, păstrând proporțiile, cu principiile și filozofia danezilor, nu? La meciul cu FCSB-ul. Da, sunt lucruri pe care, nu știu, nu, eu nu inventez absolut nimic, pentru că în fotbal este foarte greu să inventez lucruri. Dar încercăm să preluăm și noi foarte mult din ceea ce se întâmplă în fotbalul modern, foarte mult în a controla jocul, controlând posesia, încercăm să facem niște, să avem niște principii în posesia, în posesie, și probabil că lucrurile astea se văd din ce în ce mai clar. S-au văzut anul trecut în Liga a doua, totuși acum să schimbăm din nou jucătorii, începem să arătăm ceva și anul ăsta. Da, nu, asta e clar, asta e clar. Sincer, când ați marcat, vorbeam cu prietenii, mă uitam la meci aseară și le-am zis 100% Dinamo marchează și nu mă laud, adică nu-s genul care să umflu lucrurile la victorii. Chiar am crezut că o să câștigați meciul și că până la finalul prelungirilor veți marca dintr-un motiv extrem de simplu. Pentru că voi n-ați păcălit aseară fotbalul în niciun moment, ați mers în siajul fotbalului, ați forțat până în ultimul minut, ați fost generoși cu fotbalul și eram convins că veți fi răsplătiți. Sincer, tu, după atâta muncă, după tot ce s-a întâmplat și în primele etape, când ai văzut mingea în poartă, ce ai simțit? A fost, nu mă ascund, a fost o ușurare imensă. Pentru că îi vedeam, am vorbit cu ei și la pauză și le-am spus să aibă răbdare, pentru că simțeam că vom câștiga, dar vom câștiga cu greu. Pentru că în astfel de momente, asta e cel mai important. Să ai răbdare, să pui presiune pe adversar, să-i împingi către propria poartă. Și cred că am avut foarte mare noroc și cu publicul, cu fanii, pentru că ne-au împins de la spate, iar în astfel de meciuri aportul lor este esențial. Da, păi nu, de asta te-am întrebat. Cred că ai explodat, adică și ușurare, dar și explozie, când ai văzut că în sfârșit ești răsplătit și tu și băieții, cred că, nu? Da, nu, a fost un moment de bucurie, a descărcat multă adrenalină și eu cred că până la urmă, așa cum ai spus și tu, meritam golul ăsta, chiar dacă a venit târziu. A fost un meci pe care ușor, ușor l-am împins către poarta lor, am avut și câteva ocazii de a marca, dar într-adevăr a fost un gol care ne-a adus prie. Cel mai important, că pe lângă faptul că noi am câștigat 3 puncte, a fost faptul că fanii au plecat de la stadion fericiți. Am văzut oameni plecând de la stadion, așteptând în tribună să ne salute multe minute în șir după ce s-a terminat meciul, iar dincolo de cele 3 puncte, cred că lucrul ăsta e cel mai important. Cum a fost la vestiare după meci? Povestește-ne puțin lucrurile de insider, ca să zic așa. No, la vestiar a fost bucurie, pentru că băieții au suferit foarte mult, vă spun sincer, era o stare de... chiar dacă am întâlnit cele mai de frustrare, nu? Da, exact. Și a fost și pentru ei o descătușare. E un joc, sunt 3 puncte care le dau foarte multă încredere pentru viitor și sincer mă bucur pentru ei, pentru că ei aveau nevoie. Erau frustrați, se considerau nedreptățiți după primele 4 etape, corect? Așa este. Nu știu dacă nedreptățiți. Nu, ascultă-mă, că nuanța mea e foarte corectă. Nuanța. Nedreptățiți din punct de vedere fotbalistic pe ideea ce oferiseră și că aveau doar un punct. Da. La asta mă refer. Nu, am înțeles ideea, dar i-am văzut și la pauză, erau cu capetele plecate pentru că, nu știu, simțeau, exista această presiune că trebuie să dăm gol, că trebuie să... A fost un meci dificil, cel puțin poate pentru fundaș și central, pentru că în momentul când ataci și joci cu liniile sus, tot timpul există pericolul să primești un contraatac. Pentru ei, din punct de vedere mental, a fost un meci destul de dificil, dar cred că pentru toată echipa. Și i-am simțit bucuroși după meci. Ce le-ai zis la pauză, Ovidiu? În primul rând, le-am zis să jucăm la fel,
să avem controlul, să schimbăm mult direcția de joc și să fim agresivi, mai agresivi în ultima treime de teren. Și să avem răbdare, pentru că știam că lucrul ăsta e cel mai important. Să nu pierdem echilibru. Deci le-ai spus să țină, cum să spun, aceeași filozofie că răsplata va veni ca în prima repriză, nu? Păi, Horia, e ca în viață. Lucrurile importante nu vin ușor. Trebuie să fii rezilient, să crezi în lucrurile pe care le faci și să ai răbdare. De ori, dacă lucrurile se întâmplă repede, e bine, dar de cele mai multe ori lucrurile se întâmplă puțin mai greu. Eu cred că și cele trei meciuri am avut, faptul că am suferit puțin, ne-au unit ca și grup, ne-au unit, pentru că în general suferința unește oamenii. Da, corect. Povestește-ne puțin de revelația de aseară pentru noi. Eu îți spun foarte sincer, acum vreo 2-3 săptămâni l-am ironizat și am spus, domne, eu recunosc, eu sunt un tip foarte direct și am zis, bă, cum dracu, dacă Manchester United l-a văzut pe băiatul ăsta să-și desfințeze academia. Astea au fost cuvintele mele și mi le asum. Ieri însă mi-am dat seama că m-am grăbit. Aseară, după ce m-am uitat la meci. Nu neapărat acum că o să-l transformăm în Messi, acum pe Denis politic, dar am văzut niște calități, realmente am văzut niște calități. Și povestește-ne puțin, în primul rând, cine l-a văzut, de unde l-ați adus sau cum a ajuns Denis politic. Și după aia, bineînțeles, 2-3 vorbe despre cum a jucat aseară. Dar sunt foarte curios, cum l-ați văzut pe Denis politic? Nu, știți foarte bine, noi chiar și anul trecut, Gabi Glăvan și rețeaua lui de scouting ne ajută foarte mult. Am văzut foarte mulți jucătorii anul ăsta, mi l-au propus pe Denis, am uitat la el, mi-au povestit un pic istoria lui. El a plecat la 16 ani recrutat de către cei de la Manchester United. Din motive administrative n-a putut semna cu ei pentru că ar fi trebuit să-și mute familia, nu știu, a existat o istorie acolo care nu... O poveste de viață. Da. Așa. Părinții au plecat, au mers după el în Anglia, a stat acolo prin academii, la un moment dat a mers la Cremoneze, anul trecut a fost împrumutat în Liga 3-a Anglia, unde nu e deloc ușor să joci. Și am văzut niște meciuri, l-am urmărit anul trecut. Încă o dată am avut niște referințe foarte bune de la Gabi Glăvan și de la rețeaua lui de scouteri. Deci înțeleg că Denis politic, pe lângă că arată care calități de fotbalist, apropo de familie, are și calități umane. Asta înțeleg eu de la tine, din povestea ta. Noi, în primul rând, căutăm să aducem oameni de calitate, pentru că indiferent de cât de bun ești ca jucător, dacă nu ai caracter, se anulează tot. Adică și să stai cu părinții, să-i susții pe părinți, să mergi prin Anglia, că te costă, adică arată și un caracter. N-a fost ușor pentru el. Și cumva sunt foarte multe exemple de jucători care au plecat de vreme să-și urmeze visul în străinătate, pentru că fotbalul românesc nu le propune niște medici și eu aici n-aș vrea să... Și gândesc pe nimeni, dar știți foarte bine, sunt foarte puține cluburi care pot să le ofere unor jucători tineri o perspectivă reală. El a plecat acolo cu foarte multe speranțe și cumva anul trecut în Liga 3-a, și când pleci, să ajungi să pleci la Manchester United și să ajungi să joci în Liga 3-a, am avut o discuție cu el telefonică și l-am simțit că era un pic așa descurajat, încă nu știa dacă se aleagă să se întoarcă din nou în România, la Dinamo, știind foarte bine ce se întâmplă pe la noi pe aici, dar până la urmă am reușit să-l convingem și el e un copil bun, trebuie să rămână la fel de modest, umil. Eu cred că lecțiile astea le-a învățat în anii de pribegie prin Anglia, prin Italia. Și dacă va rămâne așa cum îl știu eu și va muci în continuare la fel, eu cred că va veni un jucător important pentru Dinamo și pentru fotbal românesc. A făcut diferența ieri. Chiar a făcut diferența. Da, este un jucător care are calități foarte bune, are accelerare, are o tehnică bună în regim de viteză, are atingeri fine, lucruri pe care le întâlnești din ce în ce mai la jucătorii români, are personalitate.
Deci are foarte multe calități. Ți-a fost puțin teamă că ai riscat că n-ai mai băgat cuplu de fundaș central clasic? Da. A fost o decizie grea din două aspecte. Pentru că am scos doi jucători, doi tineri și nu știu, mi-aș dori să nu fi afectat de faptul că i-am schimbat. Dar am căutat la meciul ăsta un pic mai multă asprime, agresivitate din punct de vedere defensiv. Încă o dată, a fost un cuplu care n-a jucat rău, și a fost o decizie foarte grea. Dar cred că și Răzvan și Josh Hobau au făcut un meci solid. Da. Dar, într-adevăr, a fost o decizie și, așa cum spuneai și tu, mi-a fost un pic teamă, pentru că a fost pentru prima dată când jucau împreună, pentru Hobau, pentru prima dată în tricoul lui Dinamo. Ghezali când revine aproximativ? Sperăm săptămâna asta să revină la antrenamente și să sperăm, nu știu, vom vedea dacă va fi pentru meciul cu Voluntari, dacă nu pentru următorul meci. Am înțeles. Deci sunt șanse după Voluntari să joace mai degrabă, nu? Mai degrabă după Voluntari. Da. Puțin afectat psihic de acea ratare la Banii, mi se pare că de la meci la meci nu neapărat că scade. Parcă e mai puțin concret, ca să zic așa. No, gândiți-vă totuși, Ahmed e încă un copil, el este într-un proces de maturizare atât din punct de vedere al înțelegerii jocului, dar și din punct de vedere fizic. El anul trecut a făcut niște progrese fantastice. În primul rând, a crescut foarte mult intensitatea în antrenamente, atitudinea față de antrenament și eu cred că ușor a venit la intensitatea primei ligi din toate punctele de vedere, ca și mental, fizic și Ahmed e un copil de viitor. Întotdeauna jucătorii ăștia pot face niște meciuri extraordinare sau poate pot face lucrurile puțin mai, nu așa de bine ca în alte meciuri. Da. Dar el e un jucător de viitor. Care e obiectivul concret? Salvarea de la retrogradare anul ăsta? Oria, nu poți la Dinamo să propui obiectiv salvarea de la retrogradare. Noi, obiectivul meu personal este ca următorul meci să arătăm mai bine decât meciul anterior. Trebuie să o luăm pas cu pas. Foarte multe schimbări care au loc la nivelul echipei, al clubului. Știți foarte bine că încă nu suntem așezați nici din punct de vedere administrativ. Și am spus că aceste prime luni până în decembrie trebuie să așezăm un pic echipa, după care vom vedea și putem face o prognoză unde putem să ajungem anul ăsta. Dar în niciun caz la Dinamo nu poți să vorbești de retrogradare, nu asta e ideea. Nu, nu se poate vorbi la Dinamo de astfel de obiective. Da, e clar. Mai aduceți ceva? În principiu nu, cred că ăsta e lotul de jucători, dar întotdeauna pe finalul perioadei de transferuri apar niște lucruri interesante, o să fim atenți să vedem dacă putem aduce vreun jucător care să fie ceva excepțional. O ultimă întrebare. Se vorbește tot mai mult despre stilul Burcă în Superliga. Ești de acord cu asta? Nu știu dacă... În principiu, fiecare antrenor are un stil propriu. V-am zis, eu nu încerc să inventez absolut nimic în fotbal. Încerc, avem o filozofie care ne-am creat-o în toți anii ăștia în care am jucat fotbal, în care am mers și am studiat niște lucruri. Eu acum nu uitați că sunt și la licența pro. Nu știu dacă am un stil, dar întotdeauna, poate pentru fotbal românesc, vin cu anumite lucruri care sunt proprii, dar încă o dată, cred că fiecare antrenor are niște lucruri și un stil propriu. Se poate spune oarecum că te-ai inspirat de la Hagi, pentru că știu că n-ai făcut cantonament înaintea meciului, e corect? Le știți pe toate, știți tot ce mișcă. Da, a fost pentru prima dată când am chemat jucătorii în ziua meciului, dimineața am făcut un antrenament, după care am rămas în cantonament.
când mergi, când ajungi la un nivel superior și diferența față de anul trecut a fost că anul trecut am avut un grup de jucători tineri cărora trebuia să le creăm mentalitate, cred că a fost de ajuns un an de zile să-i facem să înțelege, să înțeleagă ce înseamnă să fii profesionist, ce înseamnă să joci pentru Dinamo. Eu cred că acum, odată cu accederea în prima ligă, cu jucătorii care au venit, nu cred că trebuie să mai stăm noi în spatele jucătorilor să vedem dacă se odihnesc, să vedem cum se alimentează. În primul rând, încercăm să-i creăm niște oameni responsabili care să ia niște decizii atât în afara terenului cât și în timpul jocului. Da, ți-am zis, aflasem asta și m-am gândit că poate cumva te-ai inspirat și de la Hagi, care el practic a anunțat asta după ce a luat titlul. Dom'le, noi nu i-am mai chemat pe jucători în cantonament. De-aia, adică mă gândesc. Da, Hagi este un reper de inspirație pentru noi toți cei care suntem în România și care ne dorim să facem ceva. Hagi, din punctul ăsta de vedere, este reperul pentru noi toți. Da. Și întotdeauna suntem atenți la tot ceea ce face, atât din punct de vedere fotbalistic, dar și extra fotbalistic. Deci gata cu cantonamentele la Dinamo? Anul trecut am stat ca mult și anul ăsta, dacă am ajuns la prima ligă, o să încercăm să stăm cât mai din cantonament. Deci vrei să chiar dacă e riscant în anumite situații, vrei să se responsabilizezi jucătorii 100%. Asta înțeleg. Da, 100% mergem pe principiul ăsta. La Dinamo trebuie niște jucători responsabili, niște jucători care să ia decizii atât în afara terenului cât și în teren. Mulțumim mult, vă ținem pumnii, ne place ce vedem, mulțumesc. Ne place foarte mulțumim mult ce vedem, iar fotbalul românesc, Superliga, chiar avea nevoie și de Dinamo și de un tehnician modern ca tine și de tot ce am văzut în aceste 5 etape, știi cum e, să puteți să țineți ritmul acum că nu e simplu. Da, vă mulțumesc mult. La revedere, mulțumim. Gianni, mulțumim. Da, ai auzit, da, nu mai faceți cantonamente, gata, da? Ei la șpriț. Ce bine era. Da. Ei la șpriț. La neaghiță. Ce bine era. Da, ei la șpriț. Bunul nostru să fie auzit. Gianni, mulțumesc, noi o să rămânem pentru și finalul emisiunii cu Robert și cu Andrei. Bine, Robert mai stă că la 1:30. Ienci, suflet de rapidit. Deci nu uitați, 13:30, a treia ediție a emisiunii de tip podcast Suflet de Rapidist. Gazdele Robert Niță și Lucian Onescu au un mare jucător al Rapidului, Paddy Enci, invitat astăzi de la 13:30 în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro este emisiunea, deci undeva în jur de 13:30, Suflet de Rapidist cu Adi Enci. Sunt convins că va fi o emisiune eveniment. Enci chiar este... E personaj și fost mare fotbalist. Exact. Și actual antrenor secund în echipa lui. Cât Gianni se retrage elegant, da, să fumeze un trabuc, da, așa, da, o să vedem declarația, să zicem, eroului partidei de aseară lui Denis Politic. Gianni, o plăcere ca întotdeauna, îți mulțumim frumos. Din suflet și eu. A fost o plăcere încă o dată, îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag. Am făcut mutare și eu, am făcut transfer bun cu Gianni Chiriță în vara asta. Cifrele vorbește. Cifrele. Cifrele. Cifrele vorbește bine. Dacă nu vorbește bine, la revedere. Da. Mulțumim mult, Gianni. Rămânem cu Robert Niță și cu Andrei Vochin, dar mergem la Denis Politic. Gata? Da? Ați știut și voi să vă bucurați cu victoria asta? Era mult așteptată. Da, mă bucur că în sfârșit am reușit să obținem cele 3 puncte. A fost o senzație extraordinară la final împreună cu toți fanii și le mulțumim că ne-am susținut până acum și sper să-i facem fericiți în continuare. Ați parcheat acum victoria asta, gata? Așa sperăm. În sfârșit au venit cele 3 puncte la noi, cele 3 puncte mult așteptate. Și sperăm ca de acum să clădim și să continuăm să obținem puncte cu mai mult. Când ai dat pasta, crede că ajunge la 0? Eu am dat-o pentru Costin inițial, dar din cum s-a văzut din unghiul meu, am anticipat-o portarul lor și a fost autogol, dar nu mai contează cum ai dat în poartă, important că ai intrat și am obținut victorie. Ți-ai fi dorit să vin la cap de semifoarte că l-ai pisat, da? Vă dați seama, a fost un contraatac foarte frumos dezvoltat, o pasă foarte bună al banii și... A fost un pic de chinie, am să spun așa, dar sper să intre.
Ai fost omul meciului, cum te simți la Dinamo? Mă simt foarte bine, deocamdată, cum am spus, băieții m-au integrat foarte bine, mă simt foarte bine în colectiv și sper să dau randament foarte bun în continuare. Cum e fotbalul românesc în comparație cu Anglia, Italia, când ai fost? De punct de vedere al meu este un nivel bun, un nivel destul de bun fizic, tehnic și încă trebuie să mă adaptez și să joc din ce în ce mai bine și sper să ajut echipa cât de bine pot. Deci ai așteptat să fie așa sau ceva mai ușor? M-am așteptat să fie mai ușor, știam că este un fotbal destul de intens, este totuși prima ligă și am venit cu motivație multă să demonstrez ceea ce pot. Care e diferența de intensitate? Cât de dur sau mai mult de fotbalul românesc? Pentru că a fost discuția asta că sunt contacte foarte ușoare și fauturi foarte multe. Da, la unele faze, din punctul meu de vedere, se dă faul prea ușor. De exemplu, la faza la care am luat eu galben, nu consider că a fost faul, consider că am luat mingea, dar dacă așa a decis domnul arbitru, este decizia lui. Și a fost un tacă, din punctul meu de vedere, foarte bun, dar a decis că a fost faul și am luat cartonul și galben, asta e. În cazul ăla, cum se trezi? Unde vă doriți? Deocamdată ne bucurăm pentru această victorie și sperăm ca meciul viitor să obținem din nou o victorie și să o luăm așa meci cu meci și să ne clasăm cât mai sus. V-ați apropiat de Rapid? În ce sens? Clasament. Foarte bine, ne bucurăm. Și ne bucurăm. Ne bucurăm. Noi începem să o luăm meci cu meci, muncim cât de mult putem în antrenament, se vede că echipa e din ce în ce mai echegată. Ne înțelegem din ce în ce mai bine pe teren și cred că o să fie bine. Cum este situația? În seara asta s-a prezentat un pic mai puțin bun decât data trecută, cred că este și normal, a fost câteva meciuri pe el, dar nu ne putem plânge de chestia asta pentru că ambele echipe au jucat pe același teren. Nu vrem să folosim asta ca și o scuză. Nu zic așa, în ansamblu. Am jucat și pe terenuri mai bune, am jucat și pe terenuri mai rele. Asta e, am în două echipele joacă pe același teren și ne bucurăm că noi am ieșit victorioși în seara asta. Cum simți echipa din punct de vedere al pregătirii fizice? La cât sunteți? 70-80%? Mai puteți mai mult? Da, cred că putem mai mult. Seara asta a fost un pas înainte, cred că am demonstrat ce putem face sezonul ăsta și cum am spus și în interviurile precedente, cred că până acum ne-am bătut foarte bine cu fiecare echipă și o să ne batem la egal cu orice echipă în trei sezonul. De-abia acum începe campionatul pentru voi? De la început. De-abia acum am să obținem... Da, ne dă un moral foarte bun pentru meciurile care urmează și ne vom bucura în seara asta, dar de mâine dimineață luăm din nou la muncă. Super! Da, am revenit în direct, oameni buni, aici la Fanatic Superliga, suntem pe ultima parte a emisiunii. După 13:30 rămâneți tot în direct pe site-ul fanatic.ro, va fi emisiunea care deja face furor, emisiune eveniment, emisiunea de tip podcast Suflet de Rapidist. Robert Niță și Lucian Ionescu au un invitat cu greutate. O să vedeți despre ce e vorba la 13:30, are tură întreagă Robert, da, și Fanatic și da. E, dacă am fost liber ieri, mai Normal, Robert Niță, Andrei Vochin. De Borza, cum se pare transferul? Un transfer care s-a lucrat la el în ultimile 10 zile. Un transfer bun pentru Rapid, nu numai prin prisma faptului că jucătorul corespunde, se încadrează în regula Under 21. Este un lider de generație, este un jucător care nu are nevoie de o carte mai bună de vizită prin simplu fapt că el a jucat titular la echipa campioană a României în sezonul trecut, un jucător crescut în academia lui Gică Hagi, un jucător care, așa cum i s-a promis domnului Bergodi la întâlnirea de săptămâna trecută cu acționarii și cu președintele Nicolae, conducerea va face totul pentru a-i mai aduce doi jucători solicitați de către dânsul. Mai e și Băluță în discuție, nu? Nu numai Băluță. Nu numai Băluță? Nu numai Băluță. Băluță este o variantă. Și ce mai e tot în afară de Băluță? Mai sunt doi jucători care nu sunt români. Da? Deci este o listă de trei jucători. Tot sprijinul pentru Bergodi din partea acționariatului. I s-au promis doi, Borza vine. Și mai trebuie unul. Mai trebuie un jucător. Borza vine pentru a întări
regula Under 21, unde în momentul de față îi ai pe Cârjan și pe Pănoiu, jucători care pot juca cu șanse reale, plus cei doi portari de care amintea președintele Nicolae, un jucător care în momentul când va fi solicitat, va aduce un plus de valoare echipei, nu prin prisma faptului că este under. Și asta, Va conta enorm. În momentul când nu l-ai în cea mai bună formă pe Borza, după părerea mea, Borza va fi titularul locului de under. Ai varianta Cârjan, ai varianta Pănoiu. Deci, din punctul ăsta de vedere... Ceva cifre în culise? Cât au costat? Nu, în culise. Eu am participat împreună cu domnul Șucu. Am fost la Constanța ieri, dar am și... V-ați întâlnit cu Hagi ieri? Da, am fost la Hagi. Ah, deci de asta te-ai fofilat ieri? Da, da, am fost răcit ieri. Îmi cer scuze că am răcit așa fără să te anunț. Am fost, chiar dacă lucrăm împreună și tu mi-ai încredințat și un alt proiect, mi s-a părut corect și profesionist să nu vorbesc doar să cu tine. Să te dai răcit. Nu, să nu vorbesc doar cu tine. Horia, consider că așa este normal. Trebuie să o anunțe clubul, în primul rând, și chiar dacă noi avem o relație de colaborare și prietenie, nu mi se pare normal să apară doar într-un. Să plătesc bani mulți și este, dacă vrei, mândria clubului în momentul când plătești o sumă să fie clubul oficial cel care anunți. Mm-hmm. Borza a venit aseară la București. În momentul de față efectuează vizita medicală, va fi dacă totul am va fi singură, ok. Am o singură întrebare. Da. Ai idee, asta e de culise. Da. Ai idee ce clauză i s-a pus? Reziliere? De reziliere? Da. O știe Giovanni Becali foarte bine. Eu pot să vă spun că în primul an nu există clauză. Da. Iar după aceea se vorbește de peste 2 milioane. Da. Jucătorul deci... va semna un contract pe 4 ani de zile. Uh-huh. Suma este de 800.000 uh-huh. pentru Farul Constanța plus 10% procente dintr-un eventual transfer, uh-huh. iar valoarea totală a tranzacției ajunge undeva în jurul valorii de 1 milion, puțin sub 1 milion, cu tot ceea ce înseamnă acest transfer. Aici ne referim la efort financiar al lui Șucu și Angelescu. Un efort financiar pentru România important. Și iată că nu faptul că am călătorit ieri cu domnul Șucu și am participat la negocieri, omul își ține promisiunile făcute și la începutul campaniei de transferări și acum o săptămână când a avut discuția cu Bergodi, promițându-i că îl va susține în continuare și va face două transferuri. Unul este făcut, nu, dar chiar am văzut că Șucu e serios, da? Șucu dovedește prin ceea ce face. Nu iese, nu răspunde, nu comentează, vine după transferul ăsta, să ne înțelegem, să făcea oricum. Uh-huh. Adică transferul ăsta n-a depins de eșecul cu petrolul. E prima oară Șucu și Hagi când se văd? S-au mai văzut. Nu, când se văd în postura asta. Este primul transfer făcut de domnul Șucu, cu implicarea directă a domnului Șucu. Adică domnul Șucu a mers la negocieri. Cap-coadă. Da. Inclusiv s-a dus la negocieri ieri la Constanța. A fost la Hagi la stadion, nu? Nu, ne-a invitat la hotelul lui din Constanța. Am fost acolo, ne-a primit foarte frumos. Au avut chimie? Cum au fost? Din prima. Sunt doi oameni care au făcut ceva și în mediul de business și în mediul sportiv, în sport. Și atunci este mult mai ușor când... Și sunt doi oameni care știu ce vor. Iar în momentul când doi oameni știu ce vor, cifrele și astea sunt negociabile și reglabile. Mm-hmm. A durat mult negocierea în sine? Negocierea în sine? Horia, să spun ceva, în momentul când am ajuns acolo, lucrurile erau cât de cât știute. Mai erau chestii de nuanțe, de procente, de dacă se poate eșalona plata sau nu, dacă domnul Hagi vrea mai mult de 20% sau mai puțin. Lucruri care am mers chiar înainte de meci, după ce Victor Angelescu, celălalt acționar a Rapidului, în cursul zilei când s-a jucat, duminică când s-a jucat cu petrolul, să înțelesese cu Giovanni Becali, cu familia jucătorului, pentru că jucătorul încă este minor, da, cu familia jucătorului și cu jucătorul. A fost informat domnul Hagi că din punct de vedere al jucătorului e tot okay. Am luat legătura telefonică cu Gică, ne-a invitat cu domnul Hagi, ne-a invitat ieri la Constanța. La hotel, acolo, am înțeles, da? Au durat mai puțin de 20 de minute discuțiile. Da, mai puțin de 20. Frumos iachi?
datorită faptului că și domnul Hagi și domnul Șucu respectă foarte mult mass media și au dorit să facă oficial anunțul transferului, am intrat prin parcarea subterană, ne-a așteptat cineva și la barieră și la intrare după bulevard. Deci știi cum am simțit? Că e prima oară că mă urc într-o mașină de asta de om de afacere. Am stat în spate, adică niște fițe, mi-am făcut și câteva poze, poate o să ți le arăt. Eram așteptați la bulevard unde să facem dreapta, la barieră, la intrarea în garaj. Ați intrat în direct garaj subteran liftul sus? Nu, stai puțin, și în garaj ne mai aștepta cineva. Veniți după mine, vă rog, urmați-mă, direct în birou la domnul Hagi. Au durat discuție, după aceea ne-am afișat pentru că ne-a invitat domnul Hagi la restaurant să mai stăm puțin de vorbă, să mai discutăm despre transfer. Cum se pare, Andrei Borza? Eu cred că e un transfer care va fi util Rapidului, cred că e un transfer care va fi util și jucătorului. E un fotbalist de echipă națională și atunci cred că reflectorul va fi și mai mult pus pe el pentru a-i vedea evoluția. Cred în același timp că se creează o concurență pentru postul de under, pentru că așa la ce am văzut eu în primele etape, faptul că erau doar doi jucători under era o problemă. E o problemă și la modul concurențial, pur și simplu. Acum, venind al treilea și cu statut, cred că vine cu un statut de jucător titular din foarte multe puncte de vedere. Și cred al îmi cer scuze că te întreb. Și din punct de vedere al CV-ului, vine titularul postului respectiv de la campioana României. Asta este un aspect, dar sunt mai multe aspecte. Nu în ultimul rând mă gândesc că Bergodi, la tot ce a făcut bun la Sepsi, a făcut folosind jucător under, fundașul în stâng. Deci el avea doi jucători under acolo, pe Dumitrescu și pe Ispas. Acolo era postul acoperit și de asta spun că pentru Cârjean și pentru Pănoiu e o concurență va serioasă. Fi un challenge puternic acum pentru a-și câștiga locul de titular. Și locul în lot, Andrei, unul dintre ei. Că poate vor fi meciuri când amândoi under. Eu mi-aș dori să fie amândoi în lot și să nu fie alții în lot pe acolo care... Nu cred că merită, sincer să fiu, dar mă rog, asta... Într-o emisiune viitoare vom detalia, ca să zic așa, da. Hai să mergem la Gabi Safta. Gabi, salut! Ce s-a mai întâmplat de la prima noastră intervenție? Te salut, Horia, îți mulțumesc pentru Vezi că suntem corectly politic, da? Te-am băgat, da? Să trăiți, mulțumesc frumos! Da. Sunt aici permanent, lipit cu ochii de laptop de la început până la sfârșit. Îmi pare rău că a plecat Gianni Chiriță pentru că pe el îl compară cu Sergio Ramos. Iar astăzi Sergio Ramos a primit ofertă de 5 milioane și jumătate de la Galatasaray la vârsta de 37 de ani. Era tentat să se retragă, acum se gândește mai bine, s-ar putea să ajungă în Turcia, mai ales că a căzut varianta Inter Miami unde ar fi redevenit colegul Messi. Pentru Ramos, turcii au făcut așadar astăzi dimineață ofertă pe 2 ani, 5 milioane și jumătate de euro. O ofertă colosală la vârsta lui pentru că ar putea să joace până la 39 de ani. Ramos este cel mai eliminat jucător din lume, 28 de cartonașe roșii, dar și marcator de 135 de goluri. Acum se antrenează singur, nu cred că prin parc, cred că în sală, chiar dacă e liber, în vacanță, se antrenează dând senzația că vrea să continue. Avem și o știre despre Mo Salah, egipteanul, a primit o ofertă tot dimineață din Arabia Saudită de la Al Ittihad. Egipteanul nu se află pe lista evidentă a transferabililor de la Liverpool, însă presa britanică scrie că Salah ar fi tentat de această nouă aventură, situație în care cele două cluburi or să înceapă negocierile. Apropo de Arabia Saudită, spune repede, a apărut un clasament al salariilor, chiar îl așteptam. În primii 19, cel mai prost plătit este Teles de la Nasser cu 8,2 milioane. E pe locul 19. Pan, deci nu pe deceniu. Să le spunem oamenilor, pan. Pe an. Deci cel mai slab din cei 19 care apar în clasament, 8,2, Saint-Maximin de la Al Ahly și Hota de la Ittihad, 12 milioane. În primii 10, mă duc repede la ei, Brozovic de la Nasser și Koulibaly de la Hilal, 25 de milioane. Mahrez,
30, Mane 40, Fabiano 42 de milioane. Aseară am văzut o poveste interesantă. Un jurnalist la zona mixtă, după ce a luat interviu, a dat cadou un ceas. Deci cam acesta e nivelul cum sunt primiți fotbaliștii mari. Anderson la El Ittihad, echipa lui Gerard, 42 de milioane. Kanté la Ittihad, 50 de milioane. Ronaldo a căzut pe locul 3, de la Nasser, 70 de milioane. Benzema, 100. Și de astăzi Neymar, 150 de milioane, e clasamentul. Bine, îți dai seama, îți dai seama cât e de mândru și cum se umflă Ronaldo la toți prietenii și peste tot că el a deschis drumul în Arabia Saudită. Deci absolut. Crede-mă, bine, are și dreptate. Ce și să mai? Și îți dai seama ce ciudare cu Neymar. Toată lumea a zis că s-a terminat cu Ronaldo, că s-a îngropat și când colo a explodat campionatul. Și acum vrei să spun ceva? Și eu sunt ca două, trei echipe din Arabia Saudită să le băgăm în Champions League. N-am nicio problemă. Numai să vezi asemenea fotbaliști. Da, să vezi un meci Nasser cu City sau Hilal cu Nu, n-am nici. Sunt de acord să bage patru echipe sau primele trei echipe să le bage în Champions League. Jur dacă am vreo problemă. Da, apropo de Ronaldo, am vrut luni, dar am renunțat, am fost strâns de alte informații care apăruseră. Ronaldo, dacă îmi permit 10 secunde, a dat două goluri, știre pe care toți o știu, dar am vrut să o zic și eu, în finala Ligii Campionilor Țărilor Arabe, la vârsta lui, deci nu e doar pentru bani, omul chiar dă goluri și a dus-o pe Nasser la primul trofeu. E un fenomen. Deci mai zi-mi odată top 5 salarii, top 5 mai zi-mi odată. Top 5. O iau de la locul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pe locul 6 ar fi Anderson de la Etifac, 42 de milioane pe an, Kanté de la Al Ittihad, 50 de milioane, Ronaldo de la Nasser, 70, Benzema, Ittihad, 100 de milioane, Neymar, Hilal, 150 de milioane. Milioane de euro. Da. Și da. Mai e o știre despre, repede, între 17-19 august, peste două zile va fi organizată o expoziție cu vânzare de materiale sportive de mare valoare în California. Vor fi puse la vânzare căștile lui Michael Schumacher și sticle de șampanie semnate de Ayrton Senna și Alain Prost. Suma de cumpărare a căștilor se ridică la 1,4 milioane de lire sterline. Va fi o cască cu care în echipa Benetton în 94 devenise a șaptea oară campion mondial. Mă auzi, zero bara pentru Henderson, își ia 10 căști din salariul lunar. Da? Apropo, vrei să-mi zici ceva de Denis Politic? Da, am vrut să spun Andrei Vochini acolo și poate completa. Denis Politic, acum nu vreau să ridic în slăb federația, dar a fost descoperit chiar de Federația Română de Fotbal. Chiar acum mă uitam pe mail-urile pe care le trimiteam în 2016, îl convocam de la Bolton, la lotul pregătit de Gabi Manolache, din care mai făceau parte Sefer, Farcaș, Manolache jucătorul, Chiriac, Tucaliuc. Era la Bolton în 2016, a fost descoperit prin acel proiect al Federației Noi de Fotbal de a se duce către părinții, către copiii părinților care trăiesc în străinătate. Așa a fost descoperit Politic prin 2015, era la Bolton. Da, deci are valoarea lui și Răzvan Burleanu, pe care îl contestă toată lumea, sau mă rog, o parte, de fapt, nu toată lumea. Ia câte lucruri bune făcute de Federația Română de Fotbal, bravo. Bravo. Gabi, mai e ceva? Mai e vreo știre de ultim moment? Mai a apărut ceva? Mai arde ceva? Doamne ferește, nu arde nimic. Da? Să zic așa. Vreo știre de ultimă oră? Vreo știre de ultimă oră? Nu, sunt toate deschise, dar nu vrea să apară nimic. Ia vezi, păi Ivanović are vreo ofertă din Arabia Saudită la vreun post pe acolo? Ce? Nu, te întrebam. Sincer și dacă... Vă iau pe toți! Stai, ca să vezi ce băiat sunt. Vreau să spun să rămâi. Nu, vă iau pe toți. Pleci cu bagaje multe țeamă. Ne luăm traista în spinare, vorba celor de la... Și plecați în deplasare. Da. Bine, Gabi, mulțumim. Succes mult, Robert. Mulțumesc, Coria. Salutare, Andrei. Mersi. Salut, mulțumim. Gabi. Mulțumim mult de tot. Suntem ultimile minute ale emisiunii. Nu uitați, în vreo 20 de minute o să vină și Adi Enci. Doamne, nebunie, băi. Bă, Andrei, nebunie. Mi se pare deja nebunie. Eu cred că tu ai dreptate cu Ronaldo, că a deschis drumul, dar cred că la ce agenți și la ce avocați are, eu cred că are comision la fiecare, la fiecare nou venit pentru ce a făcut acolo. Pentru că... asta e, nu, asta, la asta nu m-am gândit. Da. Nu, asta mi se pare genială.
Păi tu te gândești numai politic, eu mă gândesc și la banii, da, ca jucători, da, de echipă națională încă și de asta. Bun, scurt, ce facem cu, în cupele europene? Miercuri, Faru, Robert, joi, Sepsi și FCSB-ul. Faru, chiar dacă nu vor beneficia de serviciile a doi fotbaliști foarte importanți în sistemul creat de Gică Hagi acolo, Borza, mă refer la Borza. Ai văzut că Borza poate să joace contra Farului? N-are clauză. Uite, hai să-ți mai spun ceva de ieri. Da. După ce am bătut palma și a fost tot ok, l-am întrebat pe domnul Hagi, mister, când jucătorul, când poate veni? Știi ce a răspuns? Voi decideți. Adică putea, adică să spun... Nu că nu joacă cu mine, cu... Nu, Horia, contra... e profesionist 100%, a spus, voi decideți. Voi decideți. Știind că are meci la sfârșitul săptămânii cu Rapid și putea să spună, nu, domne, stai că am în cupele europene. Nu-l băga cu... Nu... Da, că dacă venea jucătorul joi la București, până făcea vizita medicală, până să făcea vineri și da, nu-l băga nimeni în interviu. Altă spus, mentalitate. Este jucătorul Rapidului. Da, voi, e al vostru, gata. Voi hotărâți. Domnul Șucu, puneți oamenii din club să ia legătura cu jucătorul. De acum încolo este marfa dumneavoastră. Eu v-am dat o marfă top, lider de generație, marjă de progres foarte, foarte mare. Și uite, a făcut și o evaluare și îmi permit să o spun, chiar dacă a fost o discuție privată, sper ca domnul Hagi să nu se supere. A spus că dânsul crede că este un jucător care se va vinde peste 3.500.000 de euro. Minimum, probabil. A spus peste. Da. Peste 3.500.000 Bun, de euro. Cupele europene. Cred, din păcate, Faru se va califica doar Faru. Da. Da, da. Deci Borza nu joacă la... Nu, Borza aseară alături de tatăl său a ajuns la București, astăzi efectuează vizita medicală. Da. Da. Deci doar Faru, da? Tu ce crezi, Andrei? Eu cred că două din trei se califică. N-aș putea să știu care, dar simt că anul ăsta a fost un an în care echipele românești și-au respectat statutul până în momentul ăsta. Au acumulat, din socotelile mele, aproape 10 puncte de coeficientul UEFA și cred că vor mai face surprize plăcute și de asta spun că două din trei echipe cred că vor merge mai departe. Sper însă ca Faru să rămână concentrată, pentru că să te duci la tari. Eu am în minte prima repriză de la Constanța. Și n-aș vrea să... Să avem vreo surpriză. Și meciul cu Șeriful, cu Andrei, nu? Numai, aia nu, ăla nu mai vorbesc de meci cu aceeași echipă, cu Flora Tallinn. Fără Alibec, fără Borza, deja sunt două piese importante, dar eu sper să nu se întâmple nimic și alături de Faru să meargă mai departe încă una dintre Sepsi și FCSB. Eu am încredere în FCSB. Mie să știi că mi-a plăcut cum a stat în teren FCSB-ul cu Norgeland. Per total. Eu am încredere. Cred că eu a fost și la meciul tur o diferență destul de mare, chiar dacă vor juca cei doi. Eu știu ca și joc. E un meci. Ascultați-mă. Eu știu ca și joc că poate n-am acoperire. Ca și fotbal. Da? Eu știu. Lăsați-mă să am încredere în, nu știu, mi-a plăcut cum a stat FCSB-ul în teren. Da, da. Să știi nici totuși că mari ocazii n-au avut danezii la valoarea care au. Mari ocazii. Mă, ok. Asta e. Bine, Andrei, mulțumim frumos. Da? Robert, mulțumim. Succes peste câteva minute la Suflet de Rapidist și ție și lui Lucian cu ADNC. Da? Mulțumim mult echipe care m-a ajutat astăzi, echipa tehnică, băieții de la site, de la Fanatic, care se ocupă de emisiune, producătorilor mei, Adi, Leo, Silviu, toată gașca, cu Vlad, cu Cristi, toată echipa, și mulțumesc mult băieților de la site care trudesc și scriu la foc automat toate știrile. Nu-i deloc simplu, e o muncă în echipă aici la Fanatic și poate că de aia încetul cu încetul am început să devenim, hai să nu zicem, am început să devenim cât de cât relevanți sau cât de cât interesanți.
Emisiunea, dacă n-ați văzut-o, puteți să o vedeți astăzi integral la ora 17:30 de minute în premieră pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanović de 17:30 astăzi. Noi ne revedem vineri dimineață, sperăm după o seară cât mai interesantă și cât mai prolifică de cupe europene. Mă rog, Farul joacă miercuri, Sepsi și FCSB-ul joacă joi seară. Sperăm să avem o ediție eveniment vineri dimineață și de ce nu cu trei echipe calificate mai departe, chiar ar fi o emisiune șampanie, ca să spun așa, și ne-am bucurat foarte mult pentru toate cele trei formații, cărora le ținem pumnii lui Sepsi, da, cum mai spune râzând Gigi Becari ungurilor noștri, le ținem pumnii FCSB-ului, ținem pumnii lui Gică Hagi și are dreptate Andrei, hai să fim atenți, da, e 3-0, dar nu-i terminată. Gândiți-vă, nu joacă Borza, nu joacă Alibec, sunt totuși niște modificări, lucrurile nu sunt atât de simplă, dar să fim atenți. Atenție la neatenție, cum se zice, sau vorba lui Neimi, hai să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii. Doamne ajută, să sperăm că vineri o să avem o emisiune foarte interesantă și o emisiune în care avem ce lăuda, chiar fotbalul românesc care avea nevoie măcar de două echipe, dacă nu s-o putea cu toate trei. Mulțumim Superbet, mulțumim Aqua Carpatica, nu uitați, rămâneți în continuare aici, urmează Suflet de Rapidist cu Robert Niță, Lucian Onescu și bineînțeles invitatul lor pe care o să-l vedeți, uite că nu-l divulg, ca să zic așa, dar este o legendă a Rapidului. Toate cele bune, ne revedem vineri, baftă tuturor echipelor românești în cupele europene, să aveți o zi minunată!